Bună seara, suntem la Silviu Munteanu și prietenii săi, suntem pe 103 cu 4 la Radio 7, în vastele studiouri ale minunatului nostru radio. Suntem live pe Facebook-ul radioului și suntem live pe 13 TV pe YouTube, unde veți găsi emisiunea cenzurată. Vă aștept acolo, bineînțeles, cu un subscribe și un click pe clopoțelul vieții. Doamnelor, domnișorilor și domnilor, în seara asta vorbim despre moldoveni. Cu domnul scriitor Vasile Ernu, bine ai venit. Și cu domnul jurnalist de pregătire, antreprenor în București, Vlad Bolocan, bine ai venit. Cum să vă spun eu sunteți um, sunteți copii ai Moldovei sau copii ai URSS-ului? Da, eu în general speculez cu această poveste, zic suntem ultimii copii ai imperiului, dar suntem copii și copiii Moldovei pentru că ne identificăm în primul rând prin limbă și prin cultură și e dominantă această educație pentru că ține de cultura noastră, părinții noștri, bunicii, bunei și așa mai departe dar nu putem scăpa nici această marcă și experiență care mi se pare că ar fi păcat să, cu bunele și relele ei, e cumva ne-a formatat, a lăsat niște urme adânci și e păcat să nu o folosim. Adică e practic o triplă cultură avem acea moldovenească zonală, să zicem, există cea a Imperiului Rus mare care a lăsat urme și cea românească în care am revenit cumva și trăim aici noi de mulți ani, eu de mai mult, Vlad de mai puțin, dar e o marcă culturală foarte importantă. Da, Vasile, probabil este marcat între noi, e o diferență nu foarte mare de vârstă, dar probabil o suficient cât să facă o mică diferență în sensul ăsta. Vasile cunoaște mult mai bine ce înseamnă URSS-ul eu sunt din 81, eu am prins așa pe ultima sută de metri, nu știu cât de reprezentativ a fost URSS-ul pe care l-am prins eu, probabil mai mult din povestirile părinților bunicilor. După aia, cred că tot ce înseamnă moldovean, basarabean, fiecare e o poveste aparte, pentru că un lucru, de exemplu, pe care ne unește pe mine și pe Vasile e faptul că am avut Vasile născut, crescut lângă Prut. Eu îmi petreceam verile lângă Prut, ceea ce înseamnă că aveam TVR1 în direct lucru care nu s-a întâmpla cu după 80 90. Nu, nu, în nu, înainte, nu. înainte în 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 da, da, okay. nu era TVR 1, era TVR, mă, dar, TVR, da, da. TVR. Da, 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 corect. Și posturile radio, de radio, și de posturile uh -huh. de radio din fericire, asta ajungeau și la Chișinău. Adică noi când luam dejun înainte de să mergem la grădiniță, ascultam Radio Iași. Uh, și atunci exista o anumită legătură. Dacă plecai un pic mai în est, de Chișinău nu prea mai aveai lucrurile astea. Și atunci toate trebile astea, Moldova se împărțea în felul ăsta nu numai în nord, centru, sud, ci și în prut, neprut, în sensul ăsta. Și în rest subscriu uh, cuvânt cu cuvânt la ce a zis Vasile. Da. Eu să mai subliniez puțin și mai mult pe Vasile îl întreb. Uh, această, acest aspect copil fiind Conștientizai mai mult că aparții URSS-ului și că Moldova este doar un județ și în momentul în care URSS-ul a, a încetat să mai existe, ai suferit, și aici vă întrebam amândoi dar mai mult pe tine, acea traumă a unei ruperi? Bun. Am tot reflectat asupra acestor lucruri și eu încerc să înțeleg fără a da o evaluare în sensul a fost bine, a fost rău, ci vreau să înțeleg ce urme a lăsat această experiență. Pentru că e foarte important să-ți înțelegi trecutul. Educațional, statul a avut mare grijă să ne educe în așa fel încât să înțelegem că noi suntem parte a unui mare imperiu. Adică noi eram educați de mici și așa îți trăiai viața de zi cu zi. Adică toate instituțiile erau formatate de la mass media, de la documente. Că e foarte important ce document ai în mână. Când tu ești, ai fost educat cu ideologic, în școală și mai departe, cu acea pașaport roșu, erai mândru, trebuia să fii mândru de el și mai departe. Educația culturală, infrastructura, toate erau destul de unitare. Și atunci tu gândeai în termenii acestui mare imperiu, în același timp exista și un element local foarte puternic, dar ca statalitate, eu niciodată, pentru mine tot timpul a fost foarte greu să înțeleg, de exemplu, după 90, să, pentru că eu m-am mutat în România și niciodată n-am avut o experiență foarte directă cu Moldova ca statalitate proprie, independent, autonomă și mai departe, ci ca partea unui mare, mare stat, mare imperiu. Evident că exista și o cultură alternativă, de la bunici aflai anumite lucruri, că noi am fost și în alt stat. Dar ele erau foarte marginale și cumva ascunse, un sentiment de teamă, frică și mai departe. Însă și ideea că ești român sau moldovean și toate aceste discuții care au apărut ceva mai târziu sau puțin ascunse. După 90, eu am plecat în 90 din, România, din Republica Moldova, mă rog, atunci era încă URSS, am venit în România cu pașaport sovietic, adică toate actele mele erau acte sovietice. Eu am trecut direct de la acte sovietice la acte românești. Adică n-am mai. Eu, de exemplu, n-am niciun document moldovenesc. moldovenesc al statului moldovean, independent și mai departe. Pentru că am trecut direct de la. Certificatul de naștere pe URSS. Da. Și pașaportul vechi e pe URSS și așa mai departe. Certificat de naștere, dar toate documentele mele sunt și cele de învățământ și așa mai departe. Diplomele. Diplome, etc. Toate sunt sovietice. Nu am niciun document act al Republicii Moldova de după 90, adică la statul independent. La început, noi toți ne-am bucurat de când s-a destrămat Uniunea sovietică, pentru că în acea perioadă era acest sentiment puternic al eliberării, al... era conștiința de fapt, deja a faptului că acest era un imperiu, un imperiu care a fost agresiv față de teritoriul nostru și așa mai departe. Însă, destrămarea în sine a fost un proces destul de delicat și clar că rămas anumite urme, pentru că aveai o viață acolo, aveai o anumit tip de relație, familiile deveneau mult mai complicate, adică, de exemplu, aveam o parte din familie care rămăsese în alte, în alte regiuni ale fostului Imperiu Sovietic, în alte zone și mai departe. Eram Au obișnuit, fost niște probleme acolo, da. Erau obișnuiți să mergem uh, în acel spațiu. Eram obișnuiți cu alt timp de spațiu. Cu alt timp de, de exemplu, pentru mine copilăria era legată de că mergeam, luam trenul și mă duceam uh, ori la Odessa, ori în Crimea, ori nu știu ce. Mă duceam ca și cum mă duc la Vaslui, Bărlad, sau, adică nu aveam conștiința că mă duc. Sau la doi mai, da. Da, sau la 2 mm -hmm. mai. Mergeam foarte des. Și deodată lucrurile astea s-au rupt și evident, evident că au lăsat niște un sentiment straniu, adică orice mare schimbare care a avut loc de după 90, a fost și traumatică. Chiar, de exemplu, multe dintre ele, le -am, atunci le-am văzut ca pe o mare bucurie, după o perioadă au început să le gândim puțin altfel, nu în sensul că am vrea vreodată să se repete acest lucru, ci faptul că lasă niște urme, orice ruptură lasă niște urme. Și a fost destul de delicat toată povestea asta de după 90, mai ales că noi deja venisem, locuiam aici, din 90, la, eu am venit la 19 ani în România, Pu, a fost deja o viață mare aici. Chiar și evoluția deja după, de după, aceea a statului Republica Moldova a fost foarte pentru că noi, eu am trăit practic toată formarea Republicii Moldova ca stat independent de după 90, eu am trăit-o din România, adică tot mergeam o dată pe an, mai vedeam ce se întâmplă politic, urmăream, dar nu mai eram parte a acelor lucruri, mai degrabă eram parte deja a România, pentru că aici m-am am educat, aici mi-am făcut am început să lucrez, aici mi-am făcut familie, aici toți prietenii mii sunt aici, de după 90. Practic, mi-am mi început a doua viață în statul nou, stat Mai la mine. marginea Orientului. Da, dar am început, la început a fost greu, după care m-am obișnuit, după care a să-mi placă. Acum îmi place. Există o constantă pe care am observat-o. Eu sunt născut în 1975. Motiv pentru care am foarte limpede în memorie cum arătau, hai să zicem, oamenii care aveau 60-70 de ani în 1989, când a venit uh, Revoluția. Și am, am în minte și dress mm. lor. Uh, cumva, oamenii care aveau atunci, hai să zicem, 40 de ani și au acum undeva la 70, au cam același dress code. Observ mai mult în București, cred mai puțin în țară, că n-am mai umblat de mult prin țară, dar în București există această constantă. Doar că sunt infinit mai răi și mai nevrotiși, ceea ce este absolut de înțeles după uh, acești 30 de ani. În Moldova, cum sunt oamenii care aveau atunci 40 de ani? Pff. Cred că nu mai sunt. <laughs> <laughs> da, au fost ogenariți care au plecat foarte mult. Vlad poate știe mai bine, el cumva s cred că, cred că ăștia sunt cei care au plecat masiv după 90, da. nu știu până unde, prin să pentru mai găsești. Că, să... Mi, mi se pare că generația care la nou, la, în 90 avea 40 de ani a fost pentru generația care a fost lovită cea mai direct. Pentru că, pe departe, era vârsta la care practic produci maxim. Tu ești deja în câmpul muncii, cum se spune, mulți dintre ei erau în cum era toată, toată producția era de stat. Evident că a falimentat tot. Și dintr-o dată s-a schimbat paradigma, da? Da, dar la 40 de ani, noul tip de capitalist care a intrat foarte du violent, dur, nu prea mai avea ce să-ți ofere. Și tu, la vârsta de 40 de ani, care ai de întreținut o familie, e, tot majoritatea la lumii la 40 de ani are un copil deja spre. Copil 2? 2, 3. Și atunci tu te puș în situația în care nu ai ce să aduci pe masă, pentru că despre asta e vorba. Joburi puține, prost plătite, știm foarte bine ce a fost anii 90. Și pentru ei, mai ales în spațiu, eu am observat, în, a fost o lovitură imensă. Nu e întâmplător că brusc a crescut enorm de mult. Vectorul creșterii alcoolismului a morții. Se numește și aici, moartea rusă, de exemplu. Una dintre, există o întreagă teorie. De ce a crescut brusc mortalitatea și anume a rândul bărbaților. Aproape triplu sau de nu știu câte ori mai mult decât rândul femei. Femeile se mai de de mai, bine. mai prost depresiei. În da, ultimii da, 30 de ani. De plus că există Presiunea de Responsabilitatea de a care ridiculari. noi prost înțeleasă, că numai bărbatul trebuie să -l Un l ficat care ține o familie, da. Ceea ce Moldova a făcut, a făcut să producă exact shiftul invers și femeia a devenit capul familiei da. în anii 90, femeia care pleca în străinătate, care în continuare pleca, nu doar 90, 90-2000 și bărbatul da. care se deprima acasă și în anumite cazuri se sinucide da, a, fost, a fost practic în 90. Au, fost, au, au făcut Moldova în 90 și da. au ținut în viață economic, a, nu doar. Femeia a fost unul dintre elemente, deci eu întotdeauna spun dacă ar trebui să fac un monument al uh, tranziției, ar trebui o femeie cu cele da, sacoșe da. de ele de, de rafie. Pentru că ele practic au dus greu cel mai mare. Au crescut copiii de au la crescut distanță, copiii. la telefon, seara de seara. Foarte greu. Cumva, că... Că cum s-a și Germania. și Germania. Da, și ceea ce mi se pare cel mai. Bă, tragic da, în toată povestea asta că noi foarte târziu am înțeles consecințele acestui... Adică noi am privit, pentru că eu țin minte cum am trăit anii 90, pentru noi a fost 90 ca un carnaval imens. Și aici la fel. Oam. Da, da, păi nu, eu l-am trăit aici, dar fiindcă treceam permanent spre Moldova, cumva în același situație. Și noi nu înțelegeam ce se întâmplă cu noi, pentru că, pe de-o parte, extraordinară libertate care am primit-o și asta, indiscutabil, este una dintre cele mai mari valori care ne-am luat, în același timp nu ne-am dat seama că o lume veche se destrăma dar noi nu reușeam să punem nimic în loc. Și ea aducea cu sine o mulțime de tragedii, familii rupte, destrămarea accesului la muncă. Asta cu munca e foarte importantă, pentru că am înțeles foarte târziu. Adică faptul că un om care este stabilitatea contează enorm de mult mai ales pentru oamenii care trebuie să Ducă o familie, adică să aibă să știe dimineața că se poate duce, vorbim de omul simplu. Pentru că ideea că fiecare trebuie să devină antreprenor este puțin falsă. Uite, nu toată lumea e dată să devină antreprenor. Unii vor să muncească fără a avea aceste responsabilități. Și, în general, cam toată lumea e construită, cam 90%. Te uite, apropo, de antreprenor. E complicat să fii antreprenor, da, trebuie Și nu trebuie ca să fie toți antreprenori. Unii vor pur și simplu să mă duc să muncesc bine. La ce mă percep să fac? Și să fiu să vin, plătit cât să, fiu să plătit decent încât să îmi întrețin da. în familia, Eu asta vreau. Adică și. Da, uite, uite, apropo de antreprenori uh, și de capitalismul sălbatic, uh, era un fenomen în anii 80, probabil de mai devreme, dar în anii 80, când uh, de bine-de rău, oamenii deja erau puși bine pe picioare, uh, exista fenomenul tiristului moldovean. Dacă tu locuiei la țară și erai un pic mai răsferit și aveai permis de tir și aveai acces la tirul din Colhoz, CAP-ul sovietic, uh, tu puteai să faci următorul lucru și aveai o familie numeroasă. Tu puteai să faci următorul lucru, puteai să mergi să culegi mere timp de o săptămână, uh -huh. să umpli un tir cu mere, să mergi la Moscova, la Moscova de dai în două zile la un colț de stradă, pentru că vorbeai de 12 milioane sau 10 milioane, cred că era în anul 80, veneai înapoi, ridicai casa, mai făceai o tură până la Moscova și înapoi, drumul dura, cred că mai mult. Și te întorceai și îmbrăcai casa. Deci însemna două turi. Asta însemna anii 80 pentru un tirist dintr-un sat. Idealizat cazuri, dar reprezentativ și Deci cumva mergeau treburile, iată. Da. Mergeau treburile pentru cei din zona rurală, care era mm. favorizată, pentru că se mergea spre urbanizarea zonei rurale. Ca om care locuia în Chișinău era destul de complicat. Ca om care locuia în Chișinău venind de la țară, vorbitor de română, era destul de complicat să-ți faci viză de reședință și așa mai departe. Dar dacă erai cu minte și stăteai în sat și îți vedeai de treabă și începeai să percepi într-o treabă, în altă treabă, aveai acces la acest capitalism, capitalism sălbatic sovietic. Deci după de aceea lucrurile astea fără niciun bon de casă, fără nimic. Deci uh, cum de sună de... asta? Capitalism sălbatic sovietic. Da, da, anii 80 da, au fost, fost asta foarte au fost, uh, ca, de exemplu, creșterea tuturor acestor magnați care au răsărit puternic după 90 în URSS-ul uh, de stramat, care au celebrei miliardari, da. milionari. Ei din anii 80 începuseră. De da. Toți erau absolvenți de matematică și de fizică și așa mai departe. Îi ducea capul. Și ei început să facă afaceri din asta turbate, de neimaginat, din anii 80. M-am amuzat minte. un interviu al lui Abramovici la un moment da, dat care povestea că ei... primul lui milion l-a făcut muncind cu copiii lui și făcând cutii de lapte pentru o fabrică. Mă rog, care Exista glumă și în România din la mare, femei care vindeau tot felul de lucruri împletite, tot felul de fir de lână pentru împletit care era scos undeva pe șestache dintr-o fabrică și erau aceste milioane. Adică poveștile astea de Ilf și Petrov cred că în tot spațiul socialist existau pentru că, iată, noi nu avem capitalism și asta era o umbrela perfectă. Da. Am această întrebare. Doar o clipă, dacă-mi permiți, Silviu, încerc partea a doua să fac mai scurtă. Deci aveam pe de parte asta două ori. pe de-o parte asta grila asta până la 90% și după aia, după 90, vine un moment în care tu trebuie deja să poți să-ți vinzi marfa. Tu nu mai poți pleca cu tirul la Moscova pentru că cotare două, în calea ta, Ucraina, Rusia. Pe de altă parte, dacă vrei să pleci în vest, acolo iau merele lor foarte bune, ambalate mult mai frumos. Și atunci tu ești prins între cele două. Tu știi să vinzi doar mere murdare de noroi și doar acolo. Și acolo nu prea mai poți să mergi la fel de liber cum mergeai înainte. Și asta a fost șoc acum, cu embargoul pe mere ruși, au lovit foarte bine, când au lovit acum câțiva ani și au pus embargo pe merele moldovenești, pentru că au lovit fix unde trebuia, au fost o lovitură așa, în target. Pentru că toți moldovenii din nordul Moldovei, care înseamnă livezi cu mere, la maniera industrială ca în Polonia, au rămas fără pâine. Da, mm -hmm. au rămas fără pâine într-un an, pur și simplu. Și doi ani la rând au dat jos merele din copaci ca să nu se strice pomii. Pentru că dacă stau fructele în copac, se strică pomii. Și dintr-o dată au rămas fără pâine. Oamenii ăștia trebuiau să înceapă să-și schimbe mentalitatea, nu acum în 2000, când a fost asta, 15, toată treaba asta cu embargo sau un pic mai devreme. Trebuiau să înceapă să-și schimbe mentalitatea prin 91-92 cum s-a întâmplat cu vinurile care, pe la sfârșit de 90 de rău de bine, începeau să vândă în afară. Și atunci tu ai grilele astea două. Pe de-o parte aveai accesul la acea piață, pe de altă, care era, era mai e, pe de altă parte tu ai libertatea deplasării, care e foarte importantă. Da, într-adevăr, nu mai poți să călătorești în se cu trenul sau cu avionul fără, altă, fără alte formalități. Dar pe de altă parte, chiar dacă sunt scut în 81, eu am foarte puternic în minte sentimentul ăsta, Absolut uh, horror uh, că tu ești într-o închisoare imensă, dar închisoare. Eu niciodată nu o să văd Parisul. Eu creșteam cu gândul ăsta, eu niciodată nu o să văd Parisul. Drept pentru care când am putut să-l văd, l-am văzut de patru ore, am stat cel și o săptămână știi, magnific, deci era, era ceva de nedescris și așa mai departe. Deci sunt cele două grile care cumva nu sunt una în contraponderea celelalte. Da, sunt doar două grile cumva. diferite. Ele se supra. Și uneori se suprapun straniu. Știi că fac parte din tine. Adică pe de parte noi vrem, am vrut să vedem, știam că nu o să vedem. Ele prima au apărut, dar în același timp simți că au apărut alte restricții, alte rupturi. Alte... Rupturile se petrec în tine. Asta este. Trebuie să trăiești cu ele, să le împaci cumva sau să te bucuri de una? Să... Mergând mai departe, fix pe firul ăsta al vostru, am această curiozitate. Anii 80 la noi au presupus, zic în București, că da? eu sunt din București, da? a presupus cel puțin la mine în cartier un, un nou val de construcții de blocuri. A venit foarte multă muncitorime. Motiv pentru care în acest elegant și bine făcut dormitor comunist în care am locuit Apartamentele aveau niște peternuri. Da. Exista dormitorul, exista, eventual dacă era cu trei camere, camera copiilor și exista întotdeauna livingul, sufrageria. Care sufragerie era prevăzută cu o bibliotecă, da. cu bibelouri, cu o masă în centru și un televizor. Aici cred că suntem identici. identici. Asta voi să întreb. Pentru că odată sunt curios cum stăteau lucrurile la voi în anii 80 și dacă ați avut acel ați avut un, un, a fost un mic șoc experiența voastră cu România când ați ajuns aici. Ca, ca o paranteză glumeață, Vasile, doar clipă și te las să spui. Unica diferență între România și URSS era că toată lumea din URSS visa să aibă biblioteca românească. Serios? Mobila românească era okay, foarte okay. scumpă și făcea erotism da. foarte greu. Am erau, la Chișinău aproape nicio șansă, poate la Moscova. Deci în România, în România sovietică se știa foarte bine despre mobilă și cred că în câteva lucruri... Cerab, orice, cerab, da, erau câteva chestii uh, care se... Motorina? Așa, dar mobila era un soi de emblemă. Când g ziceai românească, ziceai pancă, mobilă românească. Era un soi de marcă de calitate. E foarte interesantă povestea asta. Bun, acum noi trebuie să înțelegem că toată povestea asta de modernizarea orașelor nu este specifică doar comunismului, ci e un proces mult mai amplu, doar că aici a fost mult mai accelerat, mult mai abraziv, mare, pentru că statul putea să facă chestii mari deodată, ceea ce, de zicem, la Paris ca să dormim un cartier, era complicat, era zonă privată și așa mai departe, cu toate că au făcut și ei destul de multe chestii din astea. Și în state. Și în state, și da, în orice oraș mare, dacă te ducem, au aceste, mai ales în perioadele de industrializare maximă, de dezvoltare modernă, au făcut întregi cartiere de ast astfel de... de... Aici, într-adevăr, lucrurile au fost cu grandoarea proiectelor e... Dar e... tocmai aici e diferența. E, uh, interviul tău din uh, inteligenția rusă cu cineva care era specialist în uh, antropologie, urbanizare, da. nu-mi amintesc numele lui, era un domn. Un, da. uh, uh, și, și el povestește că mare sau deosebirea de principiu e că dacă tu în Anglia ai avut lucrurile astea dezvoltându-se organic, adică au venit cartierele da. astea și s-au îmbrăcat pe niște industrii care existau deja acolo, URSS-ul a fost invers. A construit orașe ca să construiască industrii. Da, da, da. Adică au fost proiecte mult mai complexe, mult mai S-a deci, și în România, și în orașul Victoria. Ceea ce e foarte interesant este că, de exemplu, acum au apărut câțiva. De, au apărut și fac analiză, de exemplu, dacă ne uităm la complexele actuale care se produc, cu lumea că ne, ne confruntăm de data cu o situație mult mai complicată că parcă apartamentele arată mai bine. Din interior, dar uh, brus dispar spațiul spațiu public din inter de lângă. De ce? Știu, te uiți în chiloții cum... vecinului, așa este. Și le pun mult mai, mai aproape. De exemplu, atunci de bine de rău ne dădea o școală, trebuia obligator să ai o școală lângă. Cum arată cartierul Ciocana din noi da. și nou. Uh, Trebuia e, să ai parc, trebuia la să la și ai. Piesă la Acum toate da. se dispar. De exemplu, eu tot circul pentru o din ăsta care s-a dezvoltat și mergeam pe jos. Nu prea merg cu mașina, n-am permis. Merg pe jos. Și mergeam prin acest cartier nou dezvoltat. Și pe mine m-a surprins o chestie că toată lumea m-a întrebat dacă nu vreau să duc gunoiul sau să strâng, iarna să strâng zăpada. Și eu am zis, băi, parcă n arată așa de rău, adică nu sunt... Pentru că ce? era pe jos. Dar era pe, pentru că eram pe jos, pentru că acolo nimeni pe jos circulă numai oamenii care fac caută de lucru. Pentru că, restul, pentru nu au nici tortoare, pentru tot e privat. Și asta nu e normal. Asta Dungă e că... în state, de obicei. Asta, e a... în state. Da, și asta zic, nu e deloc normal pentru că ce fac copiii ăia, une se joacă. E foarte important să ai spațiu public, cum aveam noi lângă aceste blocuri, tot timpul aveam suficient. Au, au fost, de șantiere. De... Ah, a fost șantiere, copilăria mea a, fost pe șantiere, a fost de, exemplu, cornete. sincer, uh, de, exemplu, dacă eu când, când mi-e dor, mi dar... mi dor, de Uniunea sovietică, glumez, de că glumez, merg la Ikea, știi? Ikea mi-aduce aminte <laughs> enorm de mult de tot ce înseamnă ah, evident, visul omului sovietic. Visul omului sovietic să vadă aceste multe mobilă, dar ele cumva sunt făcute în același, și nu vorbesc în sensul comunist, ci în aceeași cultură a funcționalități. Vă țineți în al... 1998 când am fost în pentru spații state. mici, da. Pentru spații mici, mm -hmm. totul ah, s-a, okay. că... adică nu e gândit în sensul pentru că asta însemna uh, blocurile de tip modern nou să fie funcționale. Să să fie de chibri, cutii da, fie de chibrid, da. să apartamente robot, așa robot, li se spune. Deci da. are, are, are vine în logică această formalistă funcțională uh, pentru omul de o anumită categorie uh, umană, adică nu pentru. Da, asta s-a pus, pus a fost pusă la Cale de Francesc pe la 1920. Da, dar nu. dar cred mm. că au și scăpat relativ uh altfel s-a întâmplat. Și în București vezi blocurile făcute în anii 30 după maniera franceză. Uh -huh. Dar parcă e cu respect de om construit apartamentul da, acela. Da, au 4 metri înălțime, așa este. Da. În primul rând. În... Și camerele sunt da, mai Și atunci e automat așa. nu ești claustrofobic și felul în care e folosit același pătrat de amprentă, dar e folosit altfel felul în care și treci dintr-o cameră da, în alta așa, fluența asta nu te umilește. Că... Pe de altă parte, eu recunosc, trăit într-un apartament de 50 de metri pătrați, copil fiind, nu am avut niciodată vreun moment senzația că deci, ești claustrofobic. Vorbește cu bunicii tăi. Nu, bunicii care au trăit în care băie au da, bunicii noștri au trăit la da. țară în Bordeie. Și mie, deci... bun, ai înțeles ce vreau să zic. Da. Bun, dacă am fi vorbit cu oamenii care au trăit în apartamentele de București în anii 30, nu. asta vreau nu. să zic. Uh... Pentru că și eu născându-mă în apartamentul în care m-am sau în căsuța în care m-am născut, am învățat prost. era ok. Da. Eu mi-am dat seama de faptul că pot să trăiesc civilizat, Frile am început să, nici nu măcar când m-am mutat la București, dacă m-am mutat la București în centru. Și am început, mi-am propus să stau doar în locuințe faine și de vreo, 2 ani, de vreo doi ani mi-am uh, închiriat locuința și mă mut. Acum, odată la jumătate de an, mă mut în alt apartament în, zona, în zone centrale. Și abia acum înțeleg ce înseamnă să trăiești decent. Și ce însemna să ai demnitatea de a trăi într-un spațiu normal, nu știu, care îți respecte demnitatea. Și care îți prelungește viața. Că până Absolut, la urmă, da. da. Uh -huh. Tu intri în casă și tu o faci cumva cu plăcere. Și până atunci tu nici nu îți dai seama de unde, ai, de unde acumulezi acele mici stresuri. Sunt la a doua generație de bucureșteni și părinții mei sunt născuți în București, însă bunicii din partea tatălui sunt de undeva din vasul lui. Nu știu dacă mi se trage genetic, dar o rezistență la băutură am. Pe de-o parte. Pe de altă parte, am și niște prieteni moldoveni, cu care adesea mai ies la cărciumă. Și noi, și unul și doi. Jur că apare acel moment în care băi, nu mai pot să beau, că dacă beau știu că o să-mi fie rău și așa mai departe. E bine, abia atunci se umple masa a doua oră, dar la modul orgisiastic de alcool. De nu mai știi pe unde să ieși cum să scapi. E o mutație genetică? Cred că da, da, da. Îmi sună foarte familiar tot ce zici. Asta vine din cultura asta să puțin de abia. nu, I don't know, la capitolul vin cred că am învățat rușii. Copil fiind. Da, vin. dar nu, nu, e chestia de, de, ce anume abia, ci un anumit tip de abordare. De, Aici poate putem să vorbim și de foame și de... Sunt mulți factori în joc. Adică, să suprapun prea multe straturi. e clar că există un, o, o, puțin alt tip de abordare în... Există acest tip de Bine, moldovenii, uh, mie mi se pare, de exemplu, că se bea foarte diferit în zona de Moldova și de Transilvania, dacă o iei cam așa. Uh, chiar și zona de Muntenia, care mi-e puțin uh, țara românească, puțin... Muntenia bea cea cel mai ok, pentru că știe când să se oprească. Care mm, puțin mie... Eu n-am experiență așa de mare. De, asta, de exemplu, cunosc dar... bine Moldova și Ardealul. Uh, Ardeal, -o. Ardeal -o a stat foarte mult. Uh, e puțin formatat foarte diferit. Uh, moldovenii uh, au tipul asta mai chefliu în sensul de plăcerea de a sta mult. Adică ei sunt consumatori de lungă durată, tocmai pentru tipul felul în care își trăiesc timpul. Timpul la ei s e mai dilatat. Mai da. decât în Ardeal, unde cumva e mai formatat pe un anumit tip repartizat. de pragmatic. pragmatic Am văzut că se dilatează cât un weekend întreg în Da, că... și asta îmi trebuie privit în termeni de bine, de rău, de muncă și lene și așa mai departe, ci e alt o form, altă formă de a-ți formata tipul de relații, tipul. De, timp, socializare. De, de socializare mm -hmm. e, e legat foarte mult în general alcoolul alcool este alcool în sensul clasic este legat de socializare de exemplu dacă ați observat cei care muncesc în ce se cheamă acum muncii materiale nu mai au treabă cu alcoolul ci cu alt tip de consum, alt tip de deconectare mm -hmm. pentru că alcoolul înseamnă timp mult ca să ajungi într-o formă de deconectare și timp mult ca să-ți revii. Uite că la asta nu m-am gândit corect. Da, de exemplu, nu poate să-și permită să nu. Pentru că timpul el își mm -hmm. lucrează altfel cu timpul. Chiar și muncitorul își permite să lucreze pentru că are timpii lungi ca muncă și ca odihnă. Are 8 ore de muncă și primare acele spații. Și el, de exemplu, la, cu la strung poți lucra cu anumite cantități de alcool. Și la, la, la plug poți lucra cu o anumite cantități. Ba chiar uneori ba e recomandat. La corporații nu, la corporatii nu corporatii poți. Dar la corporații nu poți. În schimb, anumite substanțe la corporații sunt foarte recomandate. Pentru că el... Corect, corect. Da, Atenție ce zici. Dar nu, de exemplu, eu nu... Am că să-ți industrial lumea industrială, îmi bucură. Nu poți la bursă să trăiești pe bază să de vin. În schimb, poți pe anumite praf. Pentru că e alt tip de... Acolo trebuie viteză. Vino te Și concentrare. Viteză și concentrare și Și a doua zi trebuie mult timpul leacă de Pe Când aici praful la praf... Nu bei să ți-asum râs o Iar, mă rog, există și această influență. De exemplu, întotdeauna, eu, de exemplu, vin într-o comunitate mai protestantă, așa, care trăiește pentru pravoslavnici. Și ceea ce pentru mine tot timpul a fost foarte haios este Uh, pentru ortodoxi, pentru iestici, a nu bea este... Deci ei portiertau... Nu ai încredere în... N-ai încredere într-un om care nu bea. Adică... adică Fair adică, enough. Uh, adică, <laughs> pentru că alcoolul este în marcă de socializare. Adică uh -huh. este de al nostru. Întinzi mâna și ții, nu ți se întinde uh, mâna. Tradițional, în cine nu bea? Fie uh, e, papistaș, ceva religios străin, adică e ceva religios-străin, adică ai ceva în neregulă sau uh, pocăit sau Fie nu știu turnător, ce. Fie turnător. <laughs> adică reprezentat al puterii. Și ăștia nu pot să ai încredere. E deci, de ospitalitate de asta, de distruge Nu, e o da. marcă identitară, adică uh -huh. e de al meu. Bei cu mine, împărțim paharul, avem încredere unii în alții. Sunt chestii foarte, foarte interesante. De exemplu, în este te iartă de crimă, de viol, nu de a nu A nu bea e un păcat de moarte. Uh -huh. Uh -huh. Și asta e o chestie, o marcă foarte puternică. De asta e foarte greu, de exemplu, pe mine mă obosește enorm de mult când trec dincolo de Prut, mai ales. Această marcă obligatorie, adică a nu bea, adică a fugi de ritualurile de a bea devine foarte complicat pentru yeah, Ești bolnav ceva, da. e bolnav, e mai rău. Ar, ar fi bine să... S-a stricat la București. Și devine, devine, o muncă, <laughs> la devine, o muncă, devine o muncă, devine abstinent, devine o muncă foarte complicată. Mai ales când te duci cu rudele, cu prietenii, cu, da, cu același ritual de pahar. Și, deci, de, și mai bine atunci trebuie să găsești tehnici din astea de a, de a ascunde, gen să bei bere fără alcool sau ceva ca să fie mai ușor de... Îmi bere fără alcool, nu pot să cred, da, în fine. Ei, mă rog, zic nu și eu acum bere. așa. Dar e chestie foarte interesantă povestea asta, pentru că sunt mărci foarte puternice și, nu în este lumea s obișnuit, de asta, într-un fel, înțeleg, <gătări> în, în spațiul, de exemplu, cu câte miști încoace, controlul asupra... Alcoolul în conștiința publică, asta Sistemul e. de control, pentru că cultura europeană, în general, cultura occidentală, e o cultura controlului. Foarte puternică. Nu în sensul rău sau bun, ci într-un sensul de a... Uh, reglementat totul prin, prin uh, reguli. Okay. De exemplu, uh, când mergi pe spre regulile încep să devină foarte, așa, precum apa. Interpretabile, basurile. da. da. Uh, Verifice elasticitatea uh, regulamentului. în culturi al, al controlului, a regulilor, tot povestea trebuie să fie pusă în niște parametri foarte clari. Uh, de unde și eficiența, anumit tip de eficiență. Adică, uh, de exemplu, în este uh, eficiența se funcționează altfel. De exemplu, poate să există o cultură foarte mare a mobilizării. Adică, o lună o ardem, nu facem nimic și pe urmă Heirup fac minuni. poate că îi poți trimite rachete în cosmos într-o lună. Și Dar după care, de după, după aia se meargă cu plugul de lemn. Da. Nici nu e nicio problemă pentru ei. În, în spațiu occidental lucrurile nu pot funcționa așa. Adică acolo sunt niște uh, ritmuri și parametri foarte bine, ușor de previzibil, uh, ușor de um, anticipat. anticipat și mai mm -hmm. departe, care e alt tip de cultură. Eu, mie îmi plac ambele. <laughs> Știi, este o... Tot timpul spun asta aici. Este un tip de golăneală în zona asta aici, care este foarte complicat de înțeles, hai să zic, de la Budapesta încolo. De pildă, de ce trag clopotele mitică? Deci nimeni nu o să înțeleagă nimic din de ce trag clopotele mitică în Germania. Sunt absolut convins. O să mă întrebe probabil de ce l-au omorât pe câinele ăla și cam asta e povestea. Restul e un alandala de la la cap la coadă. Altă întrebare am. Cum v-a prins pe voi perestroica în zona asta de, 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 rock and roll? Știu că a fost atunci la ordinul lui Gurbacev s-a făcut acel mare concert rock cu Metallica, cu Mozi Osborne, care s-a făcut undeva în Estonia, dacă nu mă înșel. În Estonia? În Piața Roșie s-a făcut? Cred că după 90. Nu, a fost și la sfârșitul anilor 80. Deja să, să facem. Eram prea mic. Uh, lucrurile cu muzica a fost cam așa, uh, în schematic vorbesc. Uh, a, uh, a existat uh, un explozie de muzică pe tipajul occidental, adică al rock-ului, rock and rock roll, uh, jazz era mai devreme. Uh, în anii 70, și la a doua jumătate, anul la 70, deja începeau să se, să se construiască grupuri deja destul de solide, dar ele funcționau într-un regim underground. După 80, chestia e că în aceeași perioadă regimul a avut o idee cam tot sfârșitul anilor 60 începutul anilor 70, ei au, au, pre, au prevăzut toată această explozie, Acolo, acolo au fost niște băieți foarte inteligenți în mediul serviciilor, care au inventat ce se va chema VIA, grupuri vocale instrumentale, care cântau pe modelul occidental, dar erau cu minți aranjați, erau soi de muzică oficială. Când au uh, versul cu minți, floricele. Pe Lucrurile tempi. aici în, în anii 80 au stat în felul următor, și în anii 70 și în anii 80. Aveai uh, folchiștii da. care ei uh, cumva crescuți la școala lui Bob Dylan, aici n-aveau altă temă de luată decât haiduceala care basically... Da, da, da. Luai de la povesti. bogați și dai la săraci. Nu era nicio nu era nicio dizidență acolo. Ca urmare puternică a împrentei uh, de Fionic. Mai mult la cenacul, celebru, cenaclu da. lui Părunescu, au auzeai și trească Ceaușescu, trăiască da. România, Bun, trească și poporul. Plătite. Da. Uh, de ele au funcționat ca dublă su Cam asta a fost Underground-ul. că Nu, a fost underground uh, noi, bine, am Mai, mai, mai aveți ceva punk la Craiova? Da, că Craiova a fost un anumit tip de jazz avantgardist. Uh, la ora, da. Când mai existau. Uh, uh, acolo s-a dezvoltat foarte tare, în sfârșit de anii 70, această uh, uh, muzică, uh, un soi de rock sovietic. Uh, care în anii... Uh, el începuse cu un de limba engleză, după care a trecut uh, radical după, 70 în, uh, după a doua jumătate al 70 în, în rusă. Uh, uh. Uh, și uh, în 80 a avut momente destul de dificile, dar el uh, circula deja uh, pe forme, diverse forme de, înregistră, de înregistrări. Depinde cum interpretăm, cum, cum definim underground sau cum definim... Uh, că, pentru a introduce puțin o structură, odată e fenomenul ăsta când vin uh, lucruri pe care tu îl zici frecvent. Când vin uh, revin acasă soldații din război, din această 50. ajungere la Berlin, anii 50, ei revin cu toate patifoanele, discuri, da. și așa mai departe. Și atunci există acest influx de, nu știu, swing, jazz și așa mai departe. Cum au intrat și pe la noi discuri, intrau pe la Timișoara. Pe pildă. da, și da, da, da dar zic ca fenomen de masă, la uh -huh. scară de URSS, vin toți oamenii ăștia acasă, mai a revenit și bunicul meu din război cu vinil, player. Și cu vinilul și așa mai departe. Și atunci, 10 ani, tot satul făcea seratele pe vinilurile lui bunică lui. Hmm. Tangouri și valsuri. Și jazz cred că nu. Dar poate că... În orașe, sigur, în orașe și cu jazz, siguranță, era ero, și asta. partea din creier. Odessa și așa mai departe. Deci asta a fost o etapă. După asta e, e etapa când cumva jazzul începe ușor, ușor să intre în umbră și apare rock roll. Rock roll. ul Rock'n'roll-ul însemna în principiu și în principal pentru că suntem moldoveni și pentru că sunt moldovean, o să mă mândresc întotdeauna cu asta, prima trupă de rock and roll din URSS, primul jazz band uh, din URSS a fost Bucuria. Uh, din facut... URSS? Din URSS, da, big band, jazz. Ah, okay. Bucur... da, 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 adică nu Ca trupe bomboanele. Uh, voilà. Uh, și era făcut din absolvenți de cons din București, care reveniseră la Chișinău, ca, ca idee. După aia, din, acel, din, acea bucuria iese formația Noroc, care e prima, prima trupă de rock and roll, care cântă rock and roll ca lumea. bună uh, bun, și după aia de acolo da, sunt aceste trupe St. Petersburg, Moscova, care cântă imitație Beatles, covăreală Beatles la greu, Rolling Stones așa mai departe și după aia imitații surrogate, foarte bine făcute și după aia când mașina vremenii, Macarevici începe să-și se schimbă stilul și atunci vin cu rock-ul rusesc, atunci pentru prima dată da, pe la un mic loc de 70 apare acest concept de rock-ul rusesc, dar pentru care toată Rusia este recunoscătoare lui Macarevici că a venit cu Andrei Macarevici care avea o trupă de cover-uri ah, Beatles, el okay. colegii lui erau absolvenții școlii uh, în care se învățat din clasa a doua limba engleză la Moscova, ei erau unicii care știau engleza bine, ei aveau această trupă de cover -uri. El la un moment dat vine cu o formulă, după ce au cântat rock and roll bun, cu uh, partea instrumentală cu, uh, foarte bună, el vine cu această formulă și trece la limba rusă și începe să cânte ceva gen melancolie, dulce melodie. Adică prin uh -huh. partea instrumentală, Știi, partea melodică, dar prinde atât de bine rămase încât ei din chestia asta nu ies nici în prezent. Uh, și după aia, anii 80, care e altă etapă. Când uh, deja într-adevăr putem să vorbim de un, uh, de, un, de un underground care e atât de masiv încât e greu să-l mai numești underground, tot ce înseamnă da. DDT, uh, nu știu Nautilus că și în toate că celelalte nu, lucruri. că nu sunt pe Dar oficiale. ei sunt underground pentru că ei, e estetic, sunt underground. Poate da. în, sau în anii 70 sunt este estetic, în anii 80, încep să fie și cavers. Și ceea ce zice Troitski, marele marile criticul mm -hmm. care i a luat -o, interviul uh, în acel interviu. Uh, ceea ce l-a frapat pe el când a început să posede bine engleza și să uh, vadă versurile, textele uh, trupelor occidentale, era faptul că de acolo vreo două, trei trupe uh, se apropiau ca uh, calitatea versurilor de versurile acestor uh, trupe de rock din anii 80. Estetic, în schimb, ca melodie. Da. Suntem fix acolo unde eram în secolul 17 sau 16 uh, ceea ce descrie Antioh Cantemir, fiul lui Dimitrii Cantemir, care era ambasador la Londra al Imperiului Rus și el Ceea ce descrie el pentru nivelul secolului XVI e fix aplicabil în prezent Diferența de principiu Muzica estică, muzica vestică Muzica estică, cineva zice o poveste Și se acompaniază cu un instrument Pe o coardă cu trei note În, în vest, textele A aproape că lipsesc Dar ai melodie Și sunt aceste două povești da. foarte frumoase adică îi țin mor, În foarte continuare Sună ca și cum rămân sunt ruși da? Uh, da. Glumeam. Ai putea da. spune. Da, adică, într-adevăr, textele lor sunt. Textele sunt mai importante decât melodia. Sau și, povestea. Poate. Povestea textelor. Povestea... Da, dacă vorbești de la Monst, textele sunt ok. Da, da, da. Da. Eu că... am venit cu întrebarea asta pentru că mă interesa. Uh, odată, pentru că mi-am băgat urechea în muzici Music urusești, mm. Și ai că știu formația Aria, trupa yeah. Aria, care are foarte heavy metal. mai știu da. de heavy metal. <laughs> <Gorky> <laughs> Park, Mai rog, mai rog. Mai erau, erau da, trebuie foarte eu mai suntem puțin pe altă zonă, dar îi mai bătrânesc. Da, dar îi cunosc bine, că i-am prins anii 80 bine, deja eram adolescent și i-am urmărit cam pe toți. Pe de altă parte mă interesează care erau golenelile la vremea și 80 și 90, că în zona asta de rock and roll se întâmplau. Golanel, tu la ce te referi? la orice presupune. Ce Dumnezeu puteai să faci? problema că noi anii 80 e foarte diferit de anii 80 românești anii 80, mai ales a doua parte, începuse perestroica. Pentru noi, în anii 80, începea, începea, începuse deja... O deschidere. o deschidere imensă. Pe măsură ce România se închidea, acolo era această deschidere. Adică, practic, deja puteam avea acces cam la... Adică nu la orice în sensul actual al cuvântului, ci Dar la prin Moscova, aproape tot. Petersburg, adică nu, muzica chiar nu se mai punea problemă să nu ai ceva să... Adică doar, să zicem, ultimile Acum, dacă la New York a apărut ceva sau la Londra, să mai te aștept -o un an. Da. Dar nu mai mult. Uh -huh. Cărțile cam la fel. Deja puteai avea cam la tot. Adică, iarăși, nu să ce a Se ieșea, ca... pleca din țară, scritorii uh... mergeau în America. Problema avea mai mult cu hainile, pentru că era prea scumpe. De exemplu, blugi. Adică, nu în sensul că nu erau, dar ce era puțin pipărat pentru... Când mergea tatăl uh... tău în... Da. Și până la, fratele frate meu era deja, fusese în Afganistan, și de acolo mi-a dus mie primul blugi, că i-a făcut, arma mă rog, deci, armata. Deci în occidentalizare, Moldova Afganistan. Foarte haios. Da, Da, povestea. Interesant. da, interesant. Viața devenise destul de liberă, adică în sensul în care exista, exista încă controlul, dar nu se mai punea problema în termenii de, adică noi la școală deja ne permitam să criticăm cam tot. Și se încuraja. O, o libertate a expresiei. A, da. A părut mm -hmm. o emisiune care la comandă trebuia să adică, critice uh, proiectorul perestrochii. Da, adică nu... nu uh, evident că exista, exista o combinație interesantă. Mems a portat o perioadă una dintre cele mai interesante pentru că exista încă puțină uh, reținere, teamă. Dar uh, ea era un soi de... Zi de zi uh, încercai în compas în compas. Vezi până unde merge și cumva chestia asta e și, e și bună pentru că... Mi adică n-a că... mai pățit-o nimeni sau... Da, foarte puțin, foarte rar mm. se mai întâmplau lucruri. Plus că începeau demonstrațiile se întâmplau aproape duminică de duminică mai ales după 87 era mai mult în stradă, în sensul că erau mișcări pentru... începuse astea cu identitate națională, cu limbă, cu alfabet, cu... Dar erau da, și organizații chestii sociale. Front, front. mă rog, acum nu mai știm de cine, noi eram... Ca poporul se da. nu simțea asta. Da, foarte foarte, da. ca, ca că ele Nu, și foarte important Sincer. era ca experiență la da. practicile Pentru că tu vorbeai toată ziua, Bă, se discuta toată ziua, de dimineață până seara, dar ăla, dar celălalt, nu știu ce. Atunci am descoperit chestia asta de... Polemici. Dar tocmai asta era nu? foarte trist, că și democratizarea asta venea de sus. Da. Adică, dacă exista ceva uh, trist, fundamental la Uri Zisei, e că tot ce se întâmpla venea de sus. Uh, dictatura venea de sus, uh, bananele veneau de sus, uh, democratizarea da. în anii 80 a venit de sus. A venit e, Ești și a zis, liber să faci azi, ce zic eu, da. da. Cumva, da, da controlat. Da. Și e explicabil, în locul lui a aș fi făcut la fel, probabil, pentru că tu aveai imperiul ăsta imens, unde nu ziceai, ok, liber și poftim. Trebuia să se întâmple un control ca să fie cât mai soft. Cumva și a atunci. fost relativ soft. Atunci s-a dat drumul, au apărut cluburi multe, câteva fenomene de, de masă care au apărut, care au fost foarte importante, au apărut video saloanele. Videovagoanele. Erau noi, niște da. camere așa, mm -hmm. un televizor în mijloc, cu un băiat Spre... care prea de noră oră timp de acasă. dragoste. Și plăteai bilet, și... aici plăteai bilet în apartament, era, era 15 da, lei. Nu, era la -o, o rublă, era foarte acceptabil. Era, mm -hmm. nu, nu era scump, probabil unele mai speciale erau mai scumpe. Noi ca cât era un echivalent în lei? Probabil Astea că sunt de valorizare. Dar cât, cât era echivalentul în lei? Salariul lui taică meu era, cred că, vreo 130 sau 140 de ruble. Maica mea, ca profesoară, lua 125 de ruble. Deci eu vorbesc de, de primele, care s-au deschis asta, înseamnă 87-88. Pâinea era, nu știu cât era pâinea, 7-8 copii aici, probabil. Uh, salariile erau mici, Cine dar zic, lumea căsă? își permitea pentru că tot era foarte stabil și prețurile erau destul de mici. Plus că Cam de rămâneai de cu bani, că nu aveai pe ce să i uh, plus că erau o mulțime de servicii gratuite. Care... Curentul era simbolic. Coletul simbolic, administrația era simbolică, școală nu avea treabă, da. educația n nu avea bani, din contra primeai bani. Adică e, e greu de analizat da, acum, da, da, noi nu mai sunt înțelegem, sunt foarte diferite. diferite. Chiar dacă erau banii mai puțin, erau, au o mulțime de servicii care nu avea acces. Nu Mașinile nu, erau scumpe și da. nu erau, trebuia să stai la cozi uh, asta de 5 ani. În schimb, atunci când a apărut video saloanele, a fost un șoc imens, pentru că noi, brusc, după acele filme sovietice cu minți, melancolice, lacrimogene sau după sofisticate. După Tarkovski în sfârșit. Și acum lucrurile erau simple. Întra băiatul cu pușca, zbura orașul în aer, stalone, Schwarz, Van Damme, Bruce Lee. Deci dinamica care era acolo pentru noi a fost un șoc. Bașca apăruse care, un a apăruse horroruri care e un gen care n-a existat. SF-urile de cu totul altă natură, Star Wars și toată nebunia, nu mai zic de partea erotică, filme erotice care. Emanuel. Noi, da. Maxim, ce am văzut, da. Glezna. Da. Noi am văzut Maxim, ce am văzut sexual în Mâneasa Sovietică, era Glezna consomolistei. Nu, de ce? În Anca... lăutarii apare. Ai, apar, un... apar sunt o două. jumătate de sân și da. în șatra apare, cred că. Bine, da, atunci toți dezvări. au primit, au fost acoperiți ochii da. când. Da, da. Uh, și atunci, și acum a, a, fost un șoc foarte mare. Muzica a fost un șoc, um, dar el mai puțin în termeni mai, mai, adică mai nu atât de puterne, pentru că deja eram obișnuiți. În schimb, au apărut aceste show-uri pe stadioane, care a fost, uh, de atunci am început să vedem prima dată ce înseamnă un concert mare. Și încep, într-adevăr, când începeau să vină... Festival. Aveți festival festivalul. mare, uh -huh. mare și vorba de stadioane întregi. Deci când îți veneau trupe pe cum... Uh, deja, pentru că ăștia din underground au făcut un salt imens în doar 3-4 ani din lipsa de alternativă. Da, da, da. da, Deci ei de la concertul Soi, de apartament, dată, când avea Tsoi, strângea 20 de Soi years. ar fi un echivalent al John Lennonului de anii Eu am 80. să spun o chestie acum. Dacă mă întrebați pe mine, atât cât mă pricep eu la rock and roll, uh, băi, Moldova întotdeauna a avut ceva proaspăt. Zdob și zdub. Cel puțin atunci când au apărut, a fost o treabă foarte proaspătă. Noi nu avem o trupă dens, rock, care să pună România pe hartă. Băi, Moldova a venit cu o zonă. Da, adică îmi pare rău că, ok, o zonă, dar lumea s-a bucurat din Corea nu știu până, în, să până în Canada da, mă rog teza mea e că în Moldova în anii, Moldova are o tradiție destul de interesantă care a fost o combinație de factori eu întrebam dacă are o școală de muzică da, foarte puternică da, are o școală de muzică care foarte partea bună cea mai, o școală foarte bună, dar partea cea mai interesantă din punctul meu de vedere este infrastructura care s-a dezvoltat în anii 50 mai ales în anii 60 pentru că au existat o dezvoltare a, infrastructur, a infrastructurii care avea ca scop un soi de educație de masă. Uh, un soi de școli de șapte... Uh, Școlile de muzică. De muzică, zici, da. Ne? Asta e foarte important pentru că, de exemplu, eu știu... Nu de cred un... că existau și aici. Ne? Nu existau... Dar nu, nu la nivelul de asta de masă, eu am da? verificat. Da? Da? Uh, de exemplu, în fiecare casă de cultură, dacă te uiți la palatul, palatul pionierilor, dar erau multe, de exemplu astea de șapte, șapte da, ani. Da, 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 da. Erau foarte multe. Eu, de exemplu, mă uitam la... Acum mă așa o statistică numai la prietenii mei. Păi fiecare al treilea aproape a trecut pe Da, la și în clasa mea de liceu. Și teza cam e, mea e că în momentul eu. în care ai fiecare al treilea știe să cânte la chitară. No, a a nu, la chitară fiecare al doilea. doilea, doilea. 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 că. Asta, autos. produce o, e ca și la sport. Ai mm -hmm. o masă Pe, pe pinieră, de da, unde da, 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 O să masă, iasă niște Statistic obții o calitate mult. Talente valorificate. Adică cumva acest tip de școală produce o masă critică care îți oferă o... De asta, de exemplu, au apărut foarte de vreme o mulțime de trupe și nu, nu mai vorbesc în trupe, dar important este instrumentiști. Adică Moldova da, da, a dat da. foarte mulți instrumentiști, are foarte mulți instrumentiști buni. Pentru că noi vorbim acum numai de vârfurile care le știm, dar dacă e la bani mărunți o să vezi prin multe trupe o mulțime de instrumentiști buni. Da, da, da. Uh, în afară de trupele de, de basarabeni, are uh, instrumentiști de prin 90 continuu prim -foarte prin multe foarte timp. multe domenii. Și asta cu, vorbim ca un spațiu mic care produce un număr atât de important și plus că un anumit tip de... De stil, stil și de show care este foarte diferit de școala românească de. Nu. Um... Știi, din experiența mea că în eu să urmăresc există atât de multe asemănări între uh, cele două Moldove, de uh, Republica Moldova și Moldova din dreapta prutului inclusiv la nivel de muzică și la percepție a, nu știu, Și la a mutația artilor, genetică da, de la ficatii. Și asta, da. <laughs> și diferența pe care o facea cineva, nu ține minte cine, între de fiecare dată când o să vezi pictori foarte interesanți, statisticii ei vor fi din Muntenia, când o să vezi muzicieni instrumentiști foarte interesanți, ei vor fi din Moldova. Am să mai spun o chestie și o, o să dau la, de... la, la, la ce spui Moldova tu. Uh, mie mi se pare că la nivel de, de scriitor cel puțin, Moldova a dat mult mai mult scritori, Moldova de la noi, decât Ardealul și decât Muntenia. Decât toate teritoriile, mm -hmm. da Moldovenilor adică le place să povestească Da, să buni. bune uh, da, da, și... interesant, Ar fi interesant să avem discuția asta cu un antropolog care s-ar fi da, dedicat acest subiect, să vezi de unde vin lucrurile astea uh, sunt mai mult ele, fapt, cu siguranță de... vin din niște traume da. undeva Cred că, Israel, că și alcool ajută de... Transilvania a avut probleme foarte mari cu populația rurală și De aici vin o mulțime sens... de probleme. Dar pe Goga. Na. Da, dar în Comunist. în care uh, românii uh, au intrat în orașe foarte târziu din cauza că în perioada Imperiului Habsburgic. În toate teritoriile au intrat târziu, în anii da. 50 da, dar de Moldova mult mai în oraș. mult, Dar în Moldova mult mai devreme. Pentru că nu aveam Că nu sunt stârguri Și stârgurile sunt foarte importante sunt mai deschise decât da. de aia nu avem mărginimea da. Bălțului și ai mărginimea Sibiului În Moldova, da, dar Moldova seamănă cu Transilvania Dar în Transilvania s-a intrat foarte târziu De exemplu, răsturnarea de populație românească În toate orașele din Transilvania Se petrec practic în abia în anii 60 Încoace, Deci practic avem o populație Poi zici 50 da, chiar după asta, pentru că acolo a început industrializarea puternică. Și, a fost adusă populația rurală și cumva s-a răsturnat uh, proporțiile. De aici vin o mulțime de probleme pentru că uh, o populație rurală are alt tip de cultură. Nu zic mai bună, mai rea, ci da, da, altfel. Da, da. O altă la viață mm -hmm, își gestionează timpul, cultura și mai departe. vin cu o tradiție. Lasat timpul la răbdare, cu oamenii cu La oraș spiritul, și ca, să, ca ruralul să se transforme, mai ales când e, e o perioadă când nu e nici cal, nici, nici măgar, și, e o perioadă asta de un soi de rural orășean. Țăran, orășan și mai departe, e o perioadă destul de complicată și trebuie câteva generații ca să se urbanizeze, să înceapă să devină, pentru că tot ce ține de scritură, de muzică și nu știu ce, în termenii moderni, se face, populația urbană o face, nu face, sau în perioade, din exemplu, au mai fost perioade interesante în care au fost accelerate procesele, și iarăși s-au întâmplat fenomene destul de interesante. Tot pe linie de partid, cum spune păi, Vlad? Băi, une, unele sunt pe linie de partid, unde s-au întâmplat natural. De exemplu, și trebuiau să, să facă două fabrici mari, mari lângă Cluj. De unde e populația? Aduci din Moldova. Pac, de unde? Din Brașov. Brașov, 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 Brașov. Toate acestea sau Brașov. Cel mai moldovenesc orașa da, cel mai, da. <laughs> și chestiile astea să fac cu, cu că de populații unele <laughs> programate, altele, că nu, acum nici partidul nu cred că era numai genii acolo și știau ei tot. Adică multe lucruri aveau un soi de devenind no, de la sine. Ok. Dar uite, e pasific, important, că ridicat o minge foarte bine la fileu și vreau să o folosesc. Uh, urbanizarea uh de care zici acum, urbanizarea din contul zonei rurale, pe de o parte și instrument, uh, muzica, școala de muzică și tot ce vorbeam noi mai devreme. Este o mare problemă uh, pe care o văd eu la Chișinău și o, o discut cu toți prietenii mei care fac muzică din Chișinău. Uh, da, într-adevăr, Moldova a dat toate lucrurile astea foarte bune, a dat trupa de jazz, ne mai pomenit trupa de rock and roll, toate lucrurile astea. Deci în fiecare decadă, n-a trecut o decadă pe teritoriul ăsta, înainte de 90 după 90, când noi să nu fi dat două, trei nume mari foarte bune. Vârfuri la ceva, da? Vârful la ceva. Uh -huh. Dar, un lucru uh, pe care noi nu-l putem produce în Chișinău. Ca urmare, cred că acestui lucru, a faptului că noi nu avem o populație uh, cu adevărat urbană, e faptul că noi n-am produs niciodată underground, cum exista da. în Moscova și Sankt Petersburg. Noi avem instrumente, noi avem uh, țărani, uh, nu, pe, nu zic pe orativ, noi avem oameni de la țară care au venit și ei știu să facă bine o treabă. E, și ne-a dat tata la școala de muzică și noi facem bine treaba asta. Aviot, dar, da. dar constructul lor mental nu li permite să fie uh, underground. Ei știu da. să facă bine acest da. lucru. Și atunci și ajung eu, să fie vârful de lance și eu, uh, în treaba asta. Și eu interpretez. Ori zeama în care ne scăldăm noi cu Vasile de câțiva ani... Uh, trupe și așa mai departe, pentru noi ca chișinăuni, ca basrameni, asta ni se aruncă în ochi. Pentru că în București, poate că nu ai același nivel al instrumentiștilor și toate trupele din București îmi zic chestia asta. Băi, ce buni instrumentiști sunt în Dar, un lucru pe care Chișinău nu-l are și Bucureștiul are, are construcția asta mentală care permite underground-ul, care permite uh, niște zvâcuri, niște scântei care se produc dar atunci când ele se întâlnesc, asta două, da. acolo e mișto eu am, eu am și argumente, de că eu sunt și eu susțintez asta, și chiar dacă mă uit, aproape statistic pot dovedi, cei care au coordonat cele mai importante grupe din perioada anilor 50, 60, 70 de muzică, nu cei care cântau. Uh -huh. Chiar și acolo sunt foarte importanți, și cei care erau creierul erau evrei. Asta înseamnă sau erau dominanți. Asta e trupa Bucuria revenită din București. Și de ce? Nu în sensul că erau mai buni, ci erau mult mai urbani, în sensul că ei aveau o cultură urbană mult mai lungă, că stăteau deja de, ei nu știu câte generații. Și eu știu să se promoveze, da. mecanismele, înțelegeau mult mai bine spiritul. În erau acasă. Ei controlau toate aceste procese. Ei controlau. Mă rog, controlau. Erau oameni care produceau aceste procese. Adică era pentru ei mult mai natural se adaptau foarte repede, înțelegeau cu, cu, cursurile uh, și în acest sens de exemplu chiar și uh, momentele de uh, mici zvâcnirile de underground să uh, mai degrabă la limita între comunitățile rusești și evreiești decât uh, cele moldovenești tocmai pentru că ei, ele au această cultură puțin mai bogată a uh, urbanului ia ia prea ca pe un job nu prea da, se aventurează, știu. el știe da. că trebuie, da. că trebuie, știu. 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 Că trebuie să școala după asta cum să trebuie să facă o carieră Probabil nu mai trebuie timp, eu, eu cred că e o populație urbană prea tânără are nevoie de timp. Așa cum în Transilvania, sunt prea tineri încă au nevoie de Preste. timp, câteva generații ca să se adapteze, să și creeze propriile, pentru că uh, underground apare în urma unor uh, crize, confruntări. Noi încă nu am, uh -huh. dar întâi trebuie să cucerești ceva, ca să ți apară criza acolo. Adică trebuie să-l apropii, trebuie să controlezi orașul. În momentul în care tu abia trebuie o generație care să te obișnuiești cu el, să l înțelegi cum circulă, cum funcționează, încă o generație se mai adaptează și abia a treia sau a patra generație începe să întrebe în A, bă, criza timp. asta de... Cât de grozavă e timpuri noi, dacă să ai timpuri noi trebuie să ai niște premize. Da. Deci nu e că s-au întâlnit sunt... doi băieți într-un da, da, să înțelegi contextul. Până la aia s-au întâmplat da. lucruri. Timpul noi e deja criza oamenilor ultra urban din București cu problemele lor, balta albă, unde s-au vin generați peste generații. Da, dar și, anii și anii 80, și anii 80 când suntem niște lucruri, că becul nu apare așa. Acest tip de criză cum asta apar în urma unor procese destul de complexe. Da, ele o să apară, adică trebuie să fim. Eu sunt destul de optimist la capitolul ăsta, cu singura condiție să mai rămână populație. Da. Uh, voi v-ați mutat în România, ok? De ceva vreme. Aveți acest sentiment al... Uh, uh, cum îi spune? Să nu vă găsiți locul? Uh, acasă găsiți acele... Acasă, hai să zicem, în Moldova. Găsiți acele treburi vechi, dar nu vă regăsiți că nu funcționează lucrurile într-un anumit fel și aici. Aveți... Uh, Sentimentul de dezrădăcinare ăsta era cuvântul pe care nu-l găseam. Adică nu mai e nici acolo, cum trebuie, nici aici. Și... Deci a fost o perioadă în care a fost... Existat, e un disconfort. Însă permanența. eu am venit de prea mult timp, adică deja mi-am trăit o viață aici. E adevărat că eu am avut e, e, experiența bună să trăiesc șap, șase ani în Iași, după care 11 în Cluj. Adică și pe urmă în București deja cât sunt 12 A, -a. cred a, că contează azi, tot treptat spre uh, marginea orientului. Da, da. m-am am, am plimbat prin toate cele trei am trei în București. Toate cele trei uh, toate am trăit suficient de mult prin trei, trei adică din adică cele câteva române, da. în fiecare, adică nu când trăiești 6, 7, 10, 11, 12 ani într un oraș, deja poți spune că ai avut o viață acolo destul de o arumat. generație, da. Da au existat momente, au existat, în prima perioadă chiar au existat această de adaptare, multe conflicte interne, multe conflicte de neînțelegi, mai ales de perioada după adolescență, îți trebuie timp, o mulțime de, aveam o mulțime de clișee în cap, România pe care eu o visam când am venit aici era una livrească, ideală și aici am venit și am văzut că e o țară cu probleme, cât China cu oameni cu unii buni, alții isterici, alții nu știu de care cu... Nevrotici. De tot felul. Mm -hmm. uh, cu unii mă înțeleg, cu unii nu mă înțeleg, alții mă enervează, alții mă văd rus, alții mă văd nu știu ce, basarabean, alții mă văd frate, alții nu vor să mă vadă. Astea fac parte din întreg procesul ăsta de adaptare. Acum acolo când te duci, evident, oamenii cresc, oamenii schimbă problemele, tu te duci când capul tău e Moldova de anii 90, dar Moldova de anii 90 a dispărut de mult. Oamenii au plecat, alții au venit, alții cresc copii care mă miră, de exemplu, copii tineri stau și întrebă rusă și nu răspundă rusă. Bă, voi unde trăiți? De, de ce întrebă rusă? <laughs> Ei, zic ca idee, cât conflicți. Adică, da. ceea da, ce da, spun da, da, da. spre percepția de generația mea, care erau normal, treceau din română în rusă fără probleme, acum nu mai există așa, e altă tip de generație. Și etc., etc. Acum însă, pentru mine, mă simt foarte bine aici. Asta nu înseamnă că nu am și această perspectivă de distanță. Pot, îmi permite această istoria mea, istorie personală, să am și distanța de a vedea lucrurile puțin altfel. Mm -hmm. Ceea ce e foarte bine. În același timp, pentru mine, nu, nu există oraș mai mișto în acest moment. Absolut. Și am văzut toate orașele din Europa care contează și din zona apropiată și est și vest. Mi se pare unul dintre cele mai mișto orașe la momentul actual. Care, de... București? sau? Da, da București. Da, da, București. Da, da, da. Este, de da. Dar trebuie e... să fii că m-am trăit și în Cluj, e ok, interesant și Iași e foarte uh, uh, deosebit. Și mai sunt câteva orașe care sunt chiar... Uh, Iașul în a devenit foarte Iașu interesant. Iașul chiar e foarte atractiv în ultima perioadă. Uh, uh, el întotdeauna a fost destul de interesant, numai că a mai puțin mai ascuns, așa, pitit. S-au că... construit mult acolo Da, am văzut uh, și Cluj eu. a fost întotdeauna mai orgolios mai cu pretenții uh, multe, puțin provinciale dar e foarte bine că are pretenții uh, În schimb, București într-adevăr este un oraș în toate, are toate paramet to 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 toate datele probleme să fie un oraș important. mi se pare că e cel mai important din regiune și prin cel mai, mai interesant din... Uh, și câte România are aici, nu da? Da, și câteva. partea, e foarte interesantă că are și partea asta de orient, care noi nu înțelegem, mai ales românii nu prea o iubesc. mi se pare una dintre cele mai fermecătoare, adică orientul ăsta european este incredibil de interesant și fascinant. E un oraș mare, e un oraș dinamic, cu o populație mult, care se subapreciază din punctul meu de vedere. Populația de București e o populație foarte, foarte interesantă și complexă. În sensul ăsta nu mai am nicio treabă, adică mă sunt aici, încep să-mi duc doar o când plec, ceea ce era acum când înainte toată lumea mă înjurma. În ce cartier stai? stai? în nord, ah, la burghezie. Ah, ah, la burghezie okay. Nu, stau între grivițe și unul mai adică pe niște... Cărterul ale... că Da, cărterul Ceferiști, aproape de Grivița. Cercul 2, cum ar revenit, da. Da, dar Cfere, e poate. o zonă plăcută, mai ales că atunci au construit bine că au băgat și niște clădiri pe lângă blocuri, niște clădiri, niște grădini pe lângă blocuri, avem grădinile blocului, ceea ce astăzi e greu de înțeles. În sensul ăsta, București, România, na, România pentru mine, eu n-aș pleca din România, mai ales că mi se pare... Asta nu înseamnă că nu conștientizez problemele care sunt aici, nu mă enervez de câteva ori pe zi, nu îmi scriu așa critic, uneori pesimist, dar în același timp îmi spun că eu, România e o țară care mi oferă... Băi, sunt viu aici. Ce mai vrei? Și nu duce viață chiar rău. Okay, eu frumos. mereu spun asta. Lumea nu duce chiar rău aici. Nu. În București, dacă ai șanse să ai și un job rezonabil, nu vreau ceva de ăsta... Se poate trăi decent, frumos, interesant. Boem. Boem, oh. Bo. <laughs> țin în aficație. te în aficație, da. <laughs> Eram acum, cred numai, de mult de 5 ani, am citit o știre care spunea de niște arabi cu bani care s-au dus în nu știu ce club în Moscova și au început să ia fetele de cur. Băieții locului, da i-au uh, bătut, au chemat și poliția, poliția a mai bătut încă o dată. Dacă se întâmpla asta, să zicem în Suedia, e așa cu totul invers, sunt convins de asta, pentru că existau probleme de rasism, de aia, și așa mai departe. Cum se manifestă în Moldova, cum se manifestă la Chișinău politicile astea progresiste? Prea mic locul ca să faci comparația, cred că prea, prea să se, toți între ei. Eu țin minte în anii, sfârșit de anii 90, când începam noi să fim mari și să umblăm prin discoteci, eu n-am umblat niciodată, erau cele două, trei cluburi, despre unul, dintre care cântă și Pavel Stratan. Și în cluburile astea mergeai în principiu ca să te bați, nu mergeai să dansezi. Uh, testosteron, și, da, da, testosteron, da, Asta uh, probabil m ați pe mine de parte de aceste lucruri, pentru că poveștile care veneau de acolo erau de, uh, din categoria asta. Și un coleg de clasă țin minte uh, care făcuse taekwondo uh, și care uh, nu, nu era bătăuș, dar știa să se bată dacă era pus în situația asta. Uh, a stat cu arcada spartă, dacă nu greșesc, eram deja în anul întâi de facultate. Și a stat, cred că, o lună acasă, pentru că a mers într-un club din ăsta și cineva, pur și simplu, l-a -a atacat așa din senin, fără un motiv. Deci era doar, așa, e, pentru a se mergea într-un club. E, și, între timp, s-a schimbat situația asta, nu, nu, nu mai e la fel. Cred că s-au a nu știu s domolit, ori fi plecat da, uh, Da. E aceeași chestie. Dar e, e bancul ăsta cu moldoveanul care vine într-un club în București, știi? Nu. Și se ceartă, știi, și ai munteanul și moldoveanu care se ceartă și... Cel moldovean și cel muntean. Da, da. vrem și hai să ieșim afară. Și n-apucă să iasă bine și moldoveanu îl lovește, îl lovește pe muntean. Și asta zice, bă, tu n-ai gură, nu poți să vorbești. Adică, și mi mi se pare antropologic bancul. Nu, ce dai mă nu știi să înjuri așa. Da, era. așa, okay, da, 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 ce dai mă nu știi să înjuri, exact. Uh, și cumva cred că ăsta e progresul făcut de Muntenia uh, la capitolul ăsta versus Moldova. Uh, Moldova încă pe undeva e, e cu niște secole în spate, pe undeva sper să recuperăm cât mai uh, repede. Uh, față de Muntenia, de totul s-a transferat în politic. Deci lupta s-a transferat în politic. Din, uh, și avem un prieten foarte bun din Uguțu care discută despre lucrurile astea, care a făcut antropologie și care scrie despre lucrurile astea și discută despre lupta care a trecut în simbolic, în politic iar dincolo este încă în fizic încă în zona fizică uh -huh. uh, na. face to face nu mă știu de unde am pornit da, da, e. Nu, întrebam de politicile progresiste, B progresiste nu, cu totul nu, care rami. vin politicile în general progresiste uh, uh, și Moldova și Rusia sunt țări foarte conservatoare în, pentru că pe de parte Moldova e destul de rurală uh, cu anumit tip de religiozitate care seamănă cu cei aici așa, și la noi ruralul domină și așa mai departe și există acest tip de conservatorism în care anumite lucruri nu se fac. Adică sunt niște coduri care sunt destul de clare, nu funcționează. Evident, toată această cultură al diversității e privită sceptic, suspicios și mai departe. Tot acest uh, culori multiple, care sub care, mă rog, ceea ce e mai vizibil, să zicem, ba chiar uneori acum e transformat într-un soi de baubau, știi? de uhum. putere de, și în spațiu rusesc și în spațiu uh, moldovenesc. Și aici cam trăim în același chestie, numai că aici în datorită cult uh, să zicem, politicilor Uniunii Europene și mai departe, noi trebuie să mimăm încă o mulțime de... Ș știm să facem lucrul ăsta binișor, să mimăm anumite accepțiuni. Uh, da, se întâmplă că povestea asta destul de... Cel puțin, uh, de exemplu, para... Uh, Paradele astea LGBT și așa mai departe sunt destul de marginalizate, nu sunt văzute cu ochi buni și așa mai departe, există anumit tip de violență. În același timp lucrurile s-au mai schimbat față de anii 90 când violența cumva a expunit destul de puternic în stradă. Uh... Deci că asta se întâmplă și aici în 80-90 dau dau exemplu concertelor da. Băi, să bătea lumea și la Wind of Change la Scorpions, jur da. Acum nu mai e așa Acum, de exemplu Culmea, de exemplu mie, pentru mine m-a surprins foarte mult ultima călătorie în Moscova în care aproape n-am recunoscut față de cum o știam eu Schimbată foarte, foarte tare și uh, mai ales tineretul schimbat radical, adică mi-a mai aproape m pingea spre, a percepe ca pe Londra sau, uh, pardon, ca pe Berlin, spre Berlin bat. Uh -huh. Adică o anumită... Să că e o viață foarte cultură mai, cu 40 mai, de piese adică de, drum, de teatru față pe seară. Adică da, foarte o, scump 90. Sunt mai multe aspecte. Eu am cercat ultima dată, m-a rugat cineva din București să-i fac o legătură dacă pot la Moscova cu zona de producători, organizatori de concerte și așa mai departe, dacă ar putea să meargă cu niște concerte în niște cluburi. Și am reușit să dau prin fratele unui prieten care stă de foarte mult timp acolo, de prin anii 90, intru, cu o trupă de rock. Uh, să ajung la un producător cât de cât important și am ajuns uh, un producător care a produs vreo două, trei trupe mari. Uh, și am scris și am întrebat uh, cât de greu ar fi să se organizeze un concert într-un club uh, uh, mediu uh, și cât de, cât de fezabil e. Și el mi-a zis uh, că Moscova e foarte schimbată. Discuția asta avea loc acum trei ani. Și am mai zis că Moscova e foarte schimbată, nu e ceea ce era câțiva ani mai devreme, nu prea mai există concerte, adică tot ce înseamnă. Deci parcă în povestea de Chișinău când vorbeam. Da. Tineri plecați masiv, cluburi în care nu prea se mai întâmplă concerte, cluburi care încep să se umple de ceflate ca să zic așa, și care nu mai au farmecul pe care îl aveau de ce într-un fel ultima dată, de două ori am fost în viață la Moscova, ultima dată acum 10 ani și într-adevăr arăta magnific și din câte înțeleg am rude acolo și din câte înțeleg e super suț, aranjată curată, tot, tot, tot înnebunești, dar asta e partea de, partea de administrare, partea administrativă care merge brici. Dar sub această nu spoială, sub acest strat administrativ, uh, ca viață, I don't know. Este foarte acă, scump. Oamenii vo... scump uh, Moscova e scumpă, uh, asta e, un, e pe jumătate un mit. Adică da. am înțeles This... că nu e fi mai scump decât Londra. Nu, asta Depinde despre de ce Acum vorbim. Dacă azi vorbim azi. de închirieri, uh, de apartamente și așa mai departe, este foarte scumpă. Dar, în același timp, uh, cu 3 400 de dolari pe lună te descurci, pentru că alimentele în magazine costă la fel de mult. Sau un o șaormă, la colț, costă la fel de mult, ca în București. Ca Există șaormă ca... la Moscova. ok. Da, și în Moscova se spune șaormă și în Sankt Petersburg se spune șaverma. <laughs> Ceva de genul ăsta. Da, da, da. Deci depinde ce vrei să faci. Anumite lucruri vor să te coste foarte... Dacă... Moscova e un oraș al show ului prin excelență. Spre deosebire de Sankt Petersburg sau spre deosebire de provincia rusă. E un oraș al show ului Acolo vin oameni din tot Imperiul Rus ca să tu show off. Și atunci, da, e foarte scumpă, dar tu ce vrei să show off? O să te coste ceva bani. Dacă vrei să trăiești să-ți faci cartofi prăjiți cu pui de trei ori pe săptămână și în rest salată și așa, e ok. Dacă vrei să ieși în cluburi, o să te coste foarte mult. Am făcut un stagiu în anul 4 de facultate, am stat 5 săptămâni și m-am prietenit cu o fată de la stagiu și a mers a zis într-o seară hai să mergem să fumăm o narghilea și să bem ceva și eu aveam niște bani puși deoparte pentru acele 5 săptămâni. Jumate din acel buget l-am dat pe acea seară. Și după asta, 3 săptămâni, am mâncat cartofi prăjiți, atât. Fără carne, fără nimic. Ca să nu te uita nefac. la bani. Nu. Da. Deci depinde ce vrei să faci. Dar în același timp, dacă îți plătești chiri... nu chiria, dacă îți plătești electricitatea, gazul și toate celelalte, nu, e, sunt același prețuri. Metroul e, cred că, un pic mai ieftin decât în București. Măi, eu mai am această întrebare de considerente estetice. Sunt, da, și -o un mascul ca oricare altul. În calitatea mea, n-am ajuns niciodată de la Chișinău, dar am ajuns în Suceava, am ajuns în Piatra Neamț. Știu ce vine și de la Chișinău. Măi, la Iași n-ai ajuns? Și la ea am ajuns, Că bineînțeles. Dar de piatra neamț mai degrabă, seamănă cu Chișinău. Da. Măi, de unde Dumnezeu atâta frumusețe feminină pe metru pătrat? Oh, este o altă mutație eu. genetică. Deci jur, nu știai unde să te uiți subțirele, piele fină accentul ăla bine, mai puțin în pietra neos pietra nu prea are accent eu după ce am fost în Estonia de două ori am căzut din stereotipul ăsta, nu mai susțin acest stereotip în Estonia te pui în centru talinului și timp de 10 minute maxim, numeri 4 fete care pot fi cu ușurință fotomodel nozic metaforic, la propriu în alțime, tot, 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 Deci, fotomodel. În 10 minute nu merg câteva Cum ți-a recomandat doctorul pentru problemele cu lombosciatica? Evora. Da, uh... Nu știu. Ok, e un care a lăsat tăcere. Da, uh... Uh... Ultima dată când am discutat despre asta, Silviu, dacă ți amintești, am, vintești, am uh, când era și Marcel, uh, prietenul meu foarte bun, uh, uh -huh. pianist cap de generație. Ne-am vorbit, la niște, pianist, beri, da. am vorbit la niște beri și ajunseserăm um, să discutăm în tonuri foarte înalte, uh, fiind cu toții de acord pe niște chestii și în același timp țipând toți, pentru că eram ce obțin doi moldoveni la masă. Și niște vin. Și niște vin, <laughs> da, bot până în acel moment. Uh, și Dar da, mi-e frică să zic și la radio lucrurile pe care le ziceam atunci că poate îmi sar în cap uh, toți prietenii sau toate prietenele mm. din Moldova. Poți să mi le spui doar mie, la microfon. Da. La, la <laughs> microfon. <laughs> uh, nu, că uh, trebuie să... Uh, sau vreau să le spun, dar uh, încerc să formulez ca să, să fie cât de cât politic, corect și așa mai departe. Fetele din Moldova sunt să sunt frumoase... Dar e aceeași problemă despre care am vorbit puțin mai devreme, urbanizarea. Nu doar fetele. Tot ce înseamnă vorbitor de română din Moldova încă nu este majoritar vorbind urban. Și atunci partea asta de estetică te poate amăgi. Dar în spate tot stă un patriarhat de te uh -huh. Un patriarhat care nu stă doar în băieții din Moldova, stă în zace în fetele din Moldova. Și uh, am și, și înțeles, bărbatul e capul care trebuie să... Și da, da și mm. nu, și chiar și în cazul, când, în cazul fetelor emancipate din Moldova, dacă dai un pic, dacă zgârii un pic, pac și tot iese pa patriarhatul din, din spatele la pentru că asta sunt mecanismele pe care le cunoaștem, pentru că încă nu am dezvoltat mecanisme noi. Și atunci, de exemplu, ä, am mutat la București, Îți sar în ochi lucrurile astea și, de exemplu, e chestia asta, absolut paradoxală, pe care le reproșez uh, fete, fetelor din Moldova. Uh, creier, ne am mai pomenit. Eu am ieșit din liceu cu... Talie, din... ne am mai pomenit. Da, bun, dar vorbim de personalitate. <laughs> da, da, da. Colegile mele mm. din liceu n-au fost cu nimic mai... Nu că n-au fost mai prejos. Omul care știe cea mai multă filosofie din clasa noastră era o fată care arăta model. Da? felul în care se îmbrăca, tot, era model, de revistă. Ea era omul care citise cea mai multă filosofie din clasa 9-a, 10 -a și noi nu, nu că nu, nu făceam fața, dar nu aveam elementar uh, 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 lecturile ei. Na, uh, știi? Și, și atunci, dar asta era o excepție, era o enclavă ce aveam noi în liceu nostru. Uh, la scară mare, ai aceleași minți, foarte, foarte bune, foarte dezvoltate, dar când se ajunge la o masă, la o bere, toate fetele cumva parcă fac un... Pas în spate, moldovencele, știi, cumva îi lasă pe băieți. Și asta pe mine, personal, mă frustrează enorm. Lucru pe care eu în Muntenia nu îl întâlnesc. Cu fetele din București, ești cot la cot la o discuție, ești cot la cot la bere, cot la cot la discuții. Și moldovenii au chestia asta cu facem un pas în spate, ca și cum discuția ar fi ceva care face parte din apanajul masculin. Și la fel cu partea intimă. Hai să-ți spun uh, o treabă. Este un. Uh stand-up comedian pe care îl urmăresc și pe care îl cheamă Andrew Schulz, și care el povestea la un moment dat într-un show cum că apreciază foarte mult egalitatea între bărbat și femeie și apreciază foarte mult țările în care se respectă lucrul ăsta cel mai tare, cum ar fi Canada și cum ar fi Suedia. Dar ce să vezi, și în Canada și în Suedia e mâncarea de căcat și că mâncarea este cu mult mai bună unde egalitatea nu există. Adică Orientul, de pildă, vine cu mâncare foarte bună. Sunt convins că și Moldova are niște chestii absolut extraordinare de ați crea ceva probleme la ficat. <laughs> nu, nu știu ce să zic. De da, ea. nicio. Povestea asta. Se mănâncă bine în Moldova. Nu cred că în momentul ăsta, din toate zonele vorbitoare de române, e cel mai bine să mănâncă la București. În București? A, bine, vorbim acum de restaurante și de. pentru că e o chestie partea. Da, vorbeam de. Te nu, nu în în vorbeam de. Publică, în... în sensul de mâncare urbană publică, mm -hmm. care e altceva care ține de ah, dezvoltarea orașului. Ok. Pentru aici. Vreau să spun că nu. Eu cred că în orașele românești s-au îmbunătățit în nord de mult în ultimii 5 ani. Da, și, asta, și la Iași, la Cluj, acum vin de la Timișoara, am mâncat în cinci locuri, tot peste tot, bun, bun, bun. La Cluj se mănâncă binișor, la Iași nu, nu mai zic, cred că Iași se mănâncă foarte, foarte bine. București am îmbunătățit incredibil în ultimii 5 da, ani. Da, nu, 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 era sucărerea cu 5% șapte sigur nu e. Deci clar că există o îmbunătățire a sistemului... Și uh, un mix de Orient cu și Occident mix și... Plus, uh, lumea a schimbat stilistica, adică înainte era cele, te duceai catalogul la mare, care nu știi dacă găsești și nu știu, ce, dar treceai prin ele acum, lumea s-a dus la 3 patru chestii sigure, bune, da, foarte ce bun. mai departe. Mi se pare că există o, o îmbunătățire incredibilă, ceea ce e foarte bine, asta înseamnă că pe de-o parte serviciile se îmbunătățesc, pe de-altă parte există o clasă socială, patră socială care începe să-și permită, pentru că una ține de alta, adică dacă noi începem uh -huh. să ieșim uh -huh. tot mai mult și am pretenții tot mai mari, atunci fac presiune și atunci serviciile încep să, cumva e o combinație Au între fost tine. și foarte multe show-uri în media care au am fost reală și probabil au fost într și într-o Dar de aceste necesitate adică foarte multe Calitate. schimb, Calitatea de multe ori se schimbă în această concubinaj între cel care oferă și cel care cere, știi? Pentru că noi în anii 90, cerințele noastre erau mici eram și săraci, cerințele erau foarte mici, nu făceam presiune, adică nu îmi o pâine, sandwich pentru noi însemna să arunci peste o pâine o bucată de ceva, știi? Există uh, un farmec, scuz mă Da, dacă vorbim însă de mâncarea, să zicem, dinspre familii și mai departe, aici deja lucrurile sunt puțin altfel, că aici îi ține de culturile locale, de... Îmi bucură să mănâncă de la oameni. Da. Bucătărie urbană, bucătărie de oral, care sunt puțin altceva. Dar, în general, în zona noastră se mănâncă gustos cam peste tot. Diferit. Dar mai gustos. Sunt chiar dacă bucătăria, ziceam, din zona, din Oltenea pare mai săracă. Mai sărăcăcioasă, să zic, nu mai săracă. Că e o chestie de, de, de gust și de obișnuință, știi? Față de cea din Transilvania, care pare mai... Așa, dar acolo alt risc. De mereu că o, dai pe pe, o dai pe cărnuri foarte multe. În acest sens, sens evident că mie îmi place mai zona spre Moldova puțin, pentru că îmi place pe departe multe ciorbe echilibrat. mai echilibrată, e un amestec. Dar chestii de gusturi, se mănâncă bine cam peste toată România. Există un farmec în ce înseamnă bucătăria moldovenească sau basa sau de Chișinău cu siguranță? da, nu știu dacă noi doi suntem cei mai buni pentru a vorbi despre asta, că noi cumva ne fiind acolo deja de niște ani, s-ar putea să nu avem ochiul format pentru ce s-a întâmplat între timp. Eu mi-am amintesc că am fost odată cu o fostă prietenă la Chișinău și am intrat într-un supermarket, aveam ritualul ăsta, îl am în continuare, înainte de a reveni, plec 3-4 zile, înainte de a reveni, intru într-un supermarket și mi-au toate guilty pleasuresurile. urile De acolo pâine neagră, tot felul de lucruri. Uh, și, am, uh, și făceam asta de fiecare dată. Eh, odată când am mers cu, uh, uh, cu iubita acolo și am intrat în supermarket ca să fac ritualul, ea a început să vadă lucruri care îi sareau în ochi și m-a întrebat de ce nu luăm și eu cumva nu le mai observam uh, și nu, nu, uh, nu, nu vedeam ceva deosebit în ale a lua pe alea. Eu îmi luam alte lucruri și ne-am întors și ea după aceea timp de jumătate de an a glumit uh, pe seama mea uh, la ber și a zis uh, băi, aveți atâta chestii mișto și tu n-ai adus niciodată până acum toate lucrurile alea. Uh, pentru că e un farme care cred că ne și scapă. Bine, uh, sunt niște mărci puternice care diferențiază, de exemplu, basa de, din punctul meu de... vedere. De vinuri, cricovă, asta dar așa. Și la, la, mâncare când este. De exemplu, eu spun întotdeauna, dacă pe mine mă legi cu ochii, mă legi la ochi și la auz ca să n-aud nimic și mă duci într-un magazin basa și un magazin românesc, eu o să spun... 99% nu o să greșesc dacă sunt în Moldova sau în România. Și prima chestie este maioneza. Și a. muștarul. Mai muștar pâine. Deci, astea sunt radical diferite. Aici ai 2 metri de muștar și 3, 3 maioneze, acolo ai 2 metri de, de maioneze și un muștar. Și noi ce? nu avem cultura muștarului, nu ne pricepem la muștar, nu mâncăm. Acum, în ultimii ani, au început să vină. Cum eu, mâncăne, în Moldova eu, Moldova să facem muștar? În române. am trecut în, în 90. În schimb, la noi maioneza se pune și în tort. Peste tot. Adică spune da. enorm de multe. Asta da, Așa se vine într-o cultură de, sovietică. Evident, dar vorbesc de lise, ca, de guste, Dar ele au devenit da, deja. Da da, mărci. da, da, da. dacă poate făcute cu, cu rezi și la dacă de la proste, să asta. Uh, astea sunt culturi care uh, marchează, să zicem, uh, uh, anumit tip de uh, lucruri care uh, cumva au marcat. Uh, se fac o anumit tip de tradiție care au în salatele, un anumit tip de salate, diferențiază un anumit tip de dulciuri care diferențiază și mai Dar, departe. Dar în schimb știi ce e fascinant? Bucurea. și Ce observ ca, uh, ca Basarabean sau probabil că a venit din... Uh, da, nu, nu, chiar rămân la asta. Ca Basarabean mutat la București, observ că Bucureștiul pe an ce trece sau odată la 2-3 ani mai înghite un calup, îl asimilează și îl integrează. Da. De, ca bucătărie. Uh -huh. Știi? De asta da, noi e era acum 5 ani, da. cu 10 ani, cu 16, 16 am venit și s-a schimbat de câteva ori în timpul acesta, ca el, vorbind dacă acum 16 ani intrai în metro sau, sau ieșai în oraș și uh, urban uh, food însemna merdenele și erau niște chifle mici, care nu mai există, de niște ani că n-ai mere să ai acum, uh, ai cel, cel, mai basic lucru acum e uh, covrigul. Covrigul. Uh, și atunci ai covrigul, merdeneaua pe și... care acolo... colmea este, cred că Bucureștiul, nu știu, nu știu despre Chișinău, dar Bucureștiul este unul din puținele orașe din Europa în care mai leu. găsești... Da, un leu, un leu 50, dar sub un euro să mănânci ceva pe stradă. Da. Da, e, și știi, pe măsură ce trec anii, tu observi cum București integrează tot felul de lucruri, nu doar din țară, dar integrează asta, lucruri din Middle asta East, tendința... din Occident și cumva orașelor mari, crește, crește uh -huh. și te trezești într-o bună zi că mai o... ai cu ce compara Oate pentru de exemplu, că și pe ei, Mai există o marcă care pe mine mulți ani m-a deranjat. Maioneza întotdeauna, pentru <laughs> că m-am obișnuit asta, că nu găseam maioneză care vreau eu. aveam o două Bine, feluri... de dat, Ești din 90 aici. N -n, da, care da, maioneză? Da, ei, da, dar sunt niște maioneze. Acea maioneză. acum ai găsești, scuz mă acum chiar oferta a crescut enorm. Da, adică da. Nu, nu pot zici că nu mai găsesc ca cea mai. O găsești pe aia. Însă, de exemplu, o problemă am avut mult timp cu peștele. Eu cultura peștelui care vine cumva pe filieră rusă-nordică. Da. Cu rusă-nordică și Odessa. Și odesă, da. două, două, două canale. Pentru că peștele de nord e cu ăla în butoaie, de marina, ocean, ocean tra-la-la. La. Și noi îl folosim peste tot, îl folosim. Da, în orice supermarket, tu intri și ai Și acum a, când astea, mergem, soția mea zice, mamă, eu pe ea o fascinează pește. E mult, e ieftin, la îndemână, faci o salată, una, două. Aici a trebuit mult timp, chiar și acum, încă nu e atât de dezvoltat. Adică... Încă trebuie de lucrat, va trebui. Nu mai zic de pește ăștia la îndemână, la bere, la asta, peste tot să dau, sărat, nu știu ce. Ca o glumită, soțul. am o verișoară stabilită la Moscova de foarte mult timp și soțul ei e rus și el, când, când a aflat, îi povesteam, nu, nu mai știu cum ajunsesem exact la subiectul ăsta, de pește, de conserve de pește și așa mai departe, și ziceam că avem în China o diversitate foarte mare, el, el ca rus era foarte mirat. Și zicea, păi, de unde în Moldova pește? Pe ce filieră? Pe, pe filiera rusă. Și da. odessa. Și a trebuit să-i explic și să-l convinc pentru că el zicea, nu, cred că cum ceva. Nu. nu, avem exact același rafturi ca Moscova când vine vorba da, de pește. Da, da. Ce Asta. biscuiți ai adus aici? Biscuiți cu ovăz tradițional. I-am adus uh, cu valoare simbolică. Uh, sunt niște biscuiți pe care aveam când eram mici, în anii 80. La început de 90 au dispărut. Când au reapărut uh, pentru 95-96 m-am înfipt în ei și de atunci nu îi nu, nu las uh, deoparte. Uh, sunt Exact bun. biscuiții Precum, de ovăz da? englezești. Deci sunt exact acei biscuiți, doar că sunt mai mici Uh, biscuiții englezești sunt de vreo 3-4 ori mai mari acei biscuiți de ceai, de ceai de ora 5 pentru că și de ce au valoare simbolică, uh, ziceai că o să vorbim de URSS, Rusia, Moldova, România uh -huh. și atunci, dacă este ceva super interesant antropologic legat de bucătărie uh, și Vasile are niște interviuri foarte interesante cu cine a priceput în bucătăria sovietică când a început să fie construită pe modeluri americane uh, uh, și oricum vestice uh, integrate în URSS, s-au -au produs niște importuri un primul import occidental e ceaiul negru. Asta se întâmplă la început de secol 20 XX. Da. Și după aia, ușor, ușor, se integrează mai multe lucruri. E, Care exemplu, vine din Orient, de fapt. Din, din Orient, dar acolo rușii îi imită pe englezi. Uh -huh. okay. Să avem și noi ceaiul în ceașcă, servit ca în Occident. Da, e negru de acolo, dar cumva să fie așa. Și atunci în Georgia apară plantațiile de ceai. Uh sau cum e laptele condensat. La fel, o invenție Bun. americană, nu e o invenție sovietică, dar în prezent, dacă îl întreb pe un în cetățean sovietic cu ce este egalul RSS-ul, să zică cu laptele condensat. E o invenție americană. Hmm. La fel ca, cred că 99% din lucrurile pe care noi le asociem cu rss sunt toate importuri, ca mâncare și ca multe alte lucruri, ca ceasuri, ca ce vrei, ca aparate de fotografiat. Ăsta este un import englezesc care a devenit atât de puternic integrat în melting Potul ul sovietic, pentru noi e da, ceva conștiința foarte... Conștiința publică da, se asocia, da. 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 Și, care din... cu... Și care din tot spațiu... Am mâncat biscuții ăștia la Moscova, făcuți în Moscova, i-am mâncat în Așchabad, capitala unei foste republici sovietice, făcuți în Așchabad. Mai buni ca la Chișinău nu se fac nicăieri. Ever. Mă uitam uh, prin anii 90 voi spuneați că vă uitați la TVR. Eu știu că aveam seara pe TVR2, observator, care era jurnalul de la Chișinău. Mesagerul. Mesager. Mesager. Da, corect. scuza mă Mesager era. Am două amintiri. Odată cu o domnișoară care a făcut un material în care povestea despre lansarea unei cărți al lui Freud, o traducere ceea ce pentru mine a fost un spectacol pentru că în trei minute cât durează o știre pentru TV ea a spus, doar că, a spus că se lansează carte, dar a explicat și despre ce este vorba în carte ceea mm. ce moldovenește jur era un spectacol <laughs> okay. cu totul yeah. uh, și era în fiecare seară uh, se dădea meteo de și de spunea mâine Republică vor fi 35 de grade, deci cald ceea ce <laughs> mi se părea <laughs> <expert>. <laughs> Uh, și mi-a mai plăcut, de, mi s-a părut jinga și exact asta este cuvântul, uh, asocierea asta bunii și străbunii sau bunei buni posta de diminutiv, da, da, și bunei. da, foarte da, da, drăguți. Da. Uh, cât de reală mai este povestea asta cu podul de flori, care pare că a fost doar un vis și cât uh, un, un vis, da, un gând în anii 90 și cât de fapt își mai dorește lumea de acolo să se unească cu România. Că oh, pe, pereți un mai, pe pereți mai vezi scris Basarabia România. E cineva care se ocupă. Chiar și pe Valea Prohovei da, am văzut. Da, l-am cunoscut pe acest băiat. Uh, Ai e unul singur? Uh, da, da, da. Uh, uh, umblă <laughs> da, da, da. da. umblat ceva. Da, da, da. da. Călătorește cu fan uh, fotbal. Nu dau mai multe detalii. Okay. <laughs> uh, e un front foarte, foarte larg. Nu da. uh, nu, uh, asta, adică, dacă e dacă s-ar face e, un referendum. Dar, referendumul ăsta se face. O se face sub forma unui... Mă, fac de sondaje. E direct. un sondaj care se face de două ori pe an în Republica Moldova. Ok, uite, o să încerc să fiu foarte... Com încerc să mă încadrez într-un minut ca, ca să nu... Avem timp? Uh, da, dar nici, să nu dăm în ceva care, care să, să okay. devină plictisitor. Mm -hmm. E un sondaj care se face și care are valoare de referendum în sensul ăsta, sau valoare de referendum ca testare a opiniei publice, dar că nu vorbim de plebiscit, vorbim de hai să aflăm ce gândește lumea. Se face un sondaj de două ori pe an de către, de către un institut, se numește IPP, la Chișinul Institutul Politicilor Publice, de o foarte bună calitate foarte multe întrebări, dar în principiu, în definitiv, când tragi linia de concluzii al acest sondaj, tu ai așa, pro-vest sau pro-est? Deci în fiecare... Și întrebarea are forme diferite de fiecare dată, la fiecare jumătate de an. Fie că vine sub forma cu cine ai vota, cu Partidul Democrat sau cu Partidul Socialist, fie că întreabă cine îți place mai tare, Putin sau Obama, sau, în fine. Deci sunt diferite forme, dar întrebarea asta se pune adaptat la anul respectiv. La contextul. De fiecare dată, politica, da. fără excepție. Uh, și așa, asta e o întrebare cheie pentru contextul pe care îl discutăm acum. Și a doua întrebare cheie este uh, pentru cine ai vota. Și din toate partidele astea, de pe eșichier, uh, tu ai Partidul Pro-Unire declarat care acum... Bine, acum e fragmentat, dar o să, o să-l numim exact așa, Partidul Pro Unire. Că nu, nu contează s-a schimbat pe parcursul anilor, dar e Partidul Pro... sau Electoratul Pro Unire, hai să zicem, uh -huh. care migrează spre Partidul care e acum Pro Unire. E, partid care, din start, trebuie menționat că el e pro-occidental și mai ai pe cei care votează cu democrații care sunt pro-occidentali. Da? Deci tu ai aceste două publicuri, două uh, electorate. Unul este stabil din 91 până acum, undeva între 13 și 16% în funcție de ani, declarat pro-unire, și la pe cel democrat, adică în ansamblu care îl înglobează și pe ăsta, care versus cei care sunt pro-est, Înseamnă când 48 versus 52, când 52 versus 48. Deci, asta s-a Da, și mm -hmm. indiferent de cât de tare s-a plecat din Moldova, de cât de tare s-a venit în Moldova, nu contează, raportul ăsta este identic, da, din mm -hmm. 91 până în prezent. Deci, statistica este aceeași. Și asta nu spune decât un singur lucru. Moldova e exact. Uh, e, uh, are uh, adaptarea asta istorică de sute de ani, s-a îndreptat spre asta, ea mm. e cumva, băi, nu vreau să mă cert cu nimeni. Pentru că dacă o dăm prea tare aici, o să vină ăștia și o să ne omoare și o să zică Aha, ai fost cu ăia? Și dacă o să fim prea tare cu ăștia, o să zică ăia a, ok, nu vreți valorile astea, păi nu vă mai dăm finanțare. Știi? Și o să fie tot timpul lucrul ăsta. Și atunci Moldova e gen... Băi... A. Măi, lumea nu mai arată ca acum 25 de ani. Și și politica Moscovei, cred că s-a mai schimbat, adică s-a schimbat mult. Da, schimbat sunt niște probleme acolo. Estetica politicii. Mai ca în continuare alianța de... dependență de. Acum depinde foarte mult și de asta, accesul la joburi, la muncă, pentru că în ultima perioadă există o tendință ca numărul celor plecați în Occident să fie mai mare. A fost o perioadă unde erau destul de echilibrate. Adică cei plecați la muncă spre Rusia și cei plecați spre Uniunea Europeană era fost o multă multă perioadă destul de apropiate și ca bani, trimiși și ca mm -hmm. număr e Acum se dezechilibrează. Se duce spre occident. Da, mai mult. Da, s-a am dus. S-a cam dus. Există un procent important care se duce spre Rusia, nu, asta, dar nu S-a scăzut și natalitatea în Rusia. A, 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 mai ales de când s-a schimbat E mai acces, greu să intri. Acest mai... cu viza acum, nu mai e nevoie, nu mai e nevoie de viză pentru Europa, când de câțiva ani când s-a da, da, da. liberalizat vizele. Uh, și asta a schimbat foarte mult datele probleme și uh, practic există trendul ăsta mai degrabă uh, cu potențial uh, puțin mai spre pro occidental, să zicem, dar iar și o uh, o chestiune destul de complicată pentru că um, există pro occidental care vor statalitate pro dar procentul adevăr undeva până înspre 16 se duce pro -unire. Maxim cât s-a votat da. vreodată a fost 16%. De ce? Cum sunt o mulțime de cauze în parte, în spate, o mulțime de din astea sociale, economice. În același timp, Moldova trece pentru o perioadă, mă rog, ea trece de pentru o perioadă da, complicată. Da, da tot și acum, acum mi se pare că e destul de... Numărul pleca, nu? celor plecați totuși Puțin dar asta, mare. asta, e nuanța, știi? Când întreb de pro-unire, ori să zică 16% maxim sau 13% de obicei, 13-14%, o să zică da, vrem unirea. Dar dacă formulezi întrebarea altfel, și anume, ați fi contra unirii, atunci o să, ai, o să iai pe ea 48-52, care o să zică nu, nu avem nimic contra unirii, știi? Asta sunt nuanțele, adică eu prima dată când am văzut un stat similar cu Republica Moldova a fost Israelul, când a fost prima dată, unica dată în viața în Israel, deci pe cât de mică, pe atât de complexă, pe atât de complicată, pe atât de multe nuanțe. Adică, știi când vorbim că 16%, băi, numai 16% vreți să vă uniți? Nu, nu, numai 16%, pentru că diferența între de la cei 16% la cei 50% sunt ăia pragmatici care zic, băi, really. Nu știu, dar în schimb ceea ce putem să facem, ceea ce putem să ne propunem să vrem, sunt standardele occidentale. Hai să le implementăm pe astea, că asta e posibil de făcut. Hai să uh, departajăm romanticul de fezabil și să facem ce e fezabil. Dar dacă îi întreb, ați avea ceva contra unirii, cel mai degrabă se zică jumate că nu, n-avem nimic. În situația în care ai foarte mulți etnici ruși din Moldova, care având bunici în perioada unirii, au depus acte și sunt cetățeni români. Îi vezi în fiecare zi în centrul vechi, în rând cu. Poate să plăcem mai la muncă român. în Germania, da, și am înțeles că și ucrainieni. Asta, și în momentul ăsta, în care statalitatea Moldovei e foarte precară, deja de niște ani buni, oamenii se îndreaptă spre o statalitate care inspiră mai multă încredere, care inspiră mai multă statalitate. Am înțeles. Uh... S-a întâmplat, printr-un fericit malon al întâmplărilor, să mă întâlnesc de vreo câteva ori în viață cu Eugen Huț de la Google Bordelov, vă povestesc wow. înainte de emisiune, da? O dată a fost la... Prima oară a fost la Siget Festival în fața scenei unde cânta Iggy and the Stooges și eram amândoi lipiți acolo, l-am văzut lângă mine și băusem suficient de mult ca să-mi să mă bag cu el în seamă. Și stând uh, ceva la vorbe, la un moment dat am, am vorbit și despre Ucraina, de unde vine el. Și uh, el mi-a explicat că pe vremea, în anii 80 și bă, peste ei a venit cel mai abraziv Cernobâlu, uh, Bulgakov, maestru și Margareta, a fost ca un soi de Biblie. În Moldova a existat o carte asemănătoare sau a avut Bulgakov același uh, impact? Deci. Um, um, a, uh, au fost câțiva autori importanți care spre sfârșitul, pentru că nu în toată perioada, aceleași cărți au fost uh, la fel de importante. chiar dacă cărțile au fost. În funcție bune, de context, da. da. Uh -huh. uh, în contextul. Sună ca și om, cum cineva s-a inter interesat să promoveze anumite. Uh, anumite lucruri funcționează istoric uh, culmea împotriva chiar a mașinării de stat care a vrut să controleze lucrurile, multe lucruri tocmai au funcționat, multe lucruri interzise, pe urmă s-au întors ca bumerangul împotriva regimului. De exemplu, multe cărți care au fost chiar mai puternice și mai antisovietice, lăsate la liber, nu au mai avut același efect. E o chestii foarte interesante cum funcționează mecanismele astea. Chiar și într-un stat ultracontrolat și așa mai departe. Bulgacov a avut un moment de deschidere în anii 30, după care închidere, primă interzicere, și în anii 80 a apărut acest nou interes enorm de mare pentru autori care, între timp, Bulgakov de-semitizase puțin. Adică despre el se știau, dar genul ăla ceva foarte bun, dar greu de acces. E exact ce trebuie pentru un scriitor. Și un scriitor important și bun. Avea un mister, da? Un mister. Ba, bașca că textele lui sunt puțin misterioase Mai ales uh, Roma, Ma, și Margarita Cu o anumită mistică acolo Cu mistică stilul cu de... De, tot de exemplu există o altă povestire despre care uh, Puțină lume știe că Filmul e aproape la Indigo Cartea uh, Vasilii de... Vanovici Își schimbă meseria ah, da. Cu mașina timpului și așa mai da. departe Asta e povestirea lui SF din anii da. în sfârșit de anii da. 30 da. Și uh, filmul exista de prin anii 70. Deci, iată că un autor interzis cu cel puțin două cărți, da. una interzisă, una semi-interzisă, avea un film, avea un film după, uh, după cartea lui și scenariul era aproape da. cartea. Chiar i s-au jucat piese și mai departe. Da, ne de mai vorbim de piese. În anii 90, în schimb, în, în sfârșitul anilor, în anii 80, mai ales în, uh, în a doua jumătate, exista acest. cota lui a, a crescut nebunește. Uh, generația mea, deci noi avem... Uh, eram adolescenți. Deci, într-adevăr, uh, Bulgacov era practic un soi de tot adică fiecare al doilea l-avea în sub buzunar. Nu da. uh, era o modă imensă să citești din Bulgacov. Uh, erau, chiar și acum, știu exact și volumele cum arătau. Uh, uh -huh. Pentru că erau, aveai cu, Maestru cu și separată separată, uh, romanul, și aveai povestirile lui, care uh -huh. erau scurte, multe uh -huh. și faine. Care, eu sunt mai mare fan al povestirilor. Mă rog, am crescut cu ele. Le unile le știu pe de rost aproape. Se citea imens de mult acest Bulgacov. Uh, calitatea era foarte bună. Nu cred că a fă, în anii 80, spre sfârșitul a doua jumătate a anilor 80, nu cred că a, există vreun scritor cu o puternică, cu Hai să zicem, Solgeniță nu, nu puțin. Cred, asta vreau să zic. n-a avut, dar... Arhipelagul, tot Arhipelagul n -n, a fost dar, de carte. Da, dar Arhipelagul era o carte grea, mare, se citea, adică nu, dar zic mit. Normal ca mit, ca că mit, da, da, nu, Ivan Denisovice a avut Lemnaru mai din uh, Sorbut, citise, Ivan, da. Denisov, Ivan a avut o impact uh -huh. mai mare ca uh, mitul prima... Gulagul a venit pe, pe cumva mai târziu. Dar uh, mm -hmm. Ivan Denisovice o zi de ah, okay. Ivan, ah, era și mai okay, mică, okay, mai, mai ușor de acolo, citi, acolo da, uh, e, Bulgakov e, 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 o formă de gulag sinteză. poveste, știi? Și avea mai impact mai mare. Dar pentru noi ca adolescenți, nu știu ce, Bulgakov era... Era sexy băi, aveai tot ce trebuie, aveai iubire aveai da. motanul da. care vorbea aveai mistică, aveai cinism, aveai glumă aveai Ola ironie, da. aveai tot adică clar, Cum e că deci, dacă în România s-a făcut un uh, sondaj acum cât vreo 10 ani care este autorul și romanul uh, să a făcut un top de uh, 50, 10 sau nu știu care, pentru cele mai uh, citite romane și mai iubite cumpărate, de bănuiesc uh, primul, Statistică pe a, lăs, a ieșit Maestru și Margarita Mm -hmm. Carte iubită și de român, ceea ce mi s-a părut foarte interesant. Cum ce vârstă aveau cei chestionați? Nu mai știu datele probleme, dar m-am mirat că pentru că după 90 a intrat povestea cu Maestrul și Margarita și mai departe, după 90, el a avut, văd că nu, vorbim de anii ăștia. S-ar putea dar, să nu fi fost în nimeni nouă, chestionat de... și vorbim exclusiv pe vânzări și atunci Dar într adevăr okay pentru noi a jucat chiar sincer pentru, adică puține cărți au avut un impact atât de mare ca precum povestirile și mai ales romanul și mai Margarita. Andrei și, Gheorghe da? era mare fan, mare, mare da. fan. Uh, da, noi eram așa, când adică cam povesteam cărțile, pe, mai pe literatura rusă, eram bun. Uh, da, așa a fost, adică el fiind cam generația mea, cred că am trăit cam aceeași, că și el e de prin 70. Mă uitam ce se mai întâmplă prin Republica Moldova și m am amuzat o chestie. Ce se mai întâmplă? Există Transnistria. Transnistria, mai ales peste iarnă, consumă resurse. Și vara. De iarna mai mult. Care vin de la ruși, din Rusia. Și în fiecare an, bineînțeles, vine nota de plată pe care o plătește Moldova. E și vine Rusul de 25 de ani. Vine Rusul și spune: "Recunoașteți uh, Transnistria?" Nu recunoașteți factura. Nu recunoașteți poftiți factura, cineva trebuie să plătească. Mi se pare asta uh, o aberație uh, cumva firească al uh, 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 al locului ăla fantastic. Burgheia de control uh. asupra Republicii Moldova, oricum eu e, e, e o chestiune iarăși o mutație din asta greu de înțeles, greu de dacă nu știu o mulțime de lucruri. Deci, minte că acum prin 2000 și ceva am mers cu niște jurnaliști, eu eram pe post de spate. Asta vreau să întreb, chiar cum e acolo? Am mers cu trist, niște mers jurnaliști, și nu vezi pe nimeni. din Viena din, uh, și a trebuit să mergem acolo și nu știu ce. Acolo însă și ideea că tu intri moldovenii nu te controlează, deci moldovenii nu recunosc, n-au da, mal, până, dar neva. în partea alaltă, aia te controlează și îți dau efectiv o hârtie tăiată într-un caiet, într-o hârtie în care pui ștampila și îți dă acel pătrățel de hârtie și spune asta e, de deci ce e, semn, în semnul statalității, e, e viza. Tu trebuie să o păstrezi și îți spune dacă o pierzi, acela hârtiuță mică, tu nu mai poți să-și, De ce e încredere? Aia nem de deci, ce deci, aproape că vreau așa, pus o pus-o în, în pașaport, în, la inimioară, că îți dai seama, stresul ăsta, că dacă pierzi hârtiuța aia, tu o să ieși de acolo. E puțină Straniu, e straniu spațiu, e straniu, straniu această schimbare. În același timp, na, e, e un joc politic cinic, dubios și acolo e o mică mafie locală care joacă la 2-3 și pe cap. Pe... chiar eram curios, ce Dumnezeu miză e acolo, într-un loc în care miză... Vlad zice păi, că nu este la lumea armata este singura miză armata este armata A fost a armata 16-a sovietică, acolo sunt depozitele de la Colbasna, un sat unde cum vorbim de coridoarele de vinuri de la Cricova, așa vorbești de niște coridoare acolo subterane care ajung până foarte departe și care au început să fie umplute cu muniții din primul război mondial. Armatele ruse care se retrageau uh -huh. și au lăsat. Așa -a, a fost a apărut prima bază militară. După aia a apărut uh, armata 16 care a fost dislocată acolo uh, pe Nistru. Armata 16 sau tancurile, mă rog, acum se numește altfel, dar tancurile ajung de acolo la Chișinău în jumătate de oră. Da, bun. Deci, e cum ar veni o bază o bază o Da, e o bază care nu stă în în coasta Moldove, stă în coasta Europei, pentru că jumătate de oră până la Chișinău și încă jumătate de oră pe șoseaua militară pe care mergem noi acasă, când trecem hotarul la Huș, noi trecem hotarul și ajungem până la Chișinău pe șosea militară, mm -hmm. care e beton, ca să poată merge tancurile, e o singură bandă, doar că e o singură bandă pentru tancuri și atunci poți face da, două cu, benzi pentru mașini. Așa, mm -hmm. pentru mașini. Deci, o șosea militară, în care ai vreo două de la Eslavesc, una de la Nord la Sud, și așa mai departe. Asta e miza. Și e un teritoriu care a fost alipit Republicii Moldova atunci când i s-au luat alte două teritorii, Bucovi Basarabia și Bucovina de Nord și Basarabia de Sud, și date Ucraine, și atunci s-a alipit asta ca o, ca, o, ca o, compensare, ca o compensare care se știa din start că dacă se va întâmpla ceva, va putea fi desprinsă foarte repede, foarte Mi s-a părut hilară de dacă pildă. Dacă vreți, veniți să o luați. Mi s-a părut hilară cererea Ucrainei, da, sau deschiderea ei către Uniunea Europeană și către NATO, asta a fost și mai amuzant, mm. în condițiile în care există o bază militară rusească acolo, celebra baza de la Sevastopol. Da, da, da. Care, da adică ar, portul... ar fi fost, cred, singurul stat NATO cu o bază rusească. Da, da, eu cred că cumva Occidentul așa și răsuflat mai liniștit mm. când au intrat rușii sub aspectul ăsta, că s-a tranșat cel puțin o problemă, mm -hmm. e o problemă mai puțin acum de rezolvat. Da, de, da rușii au patru flote, acolo iau două flote, uh, cum ar veni glumă, așa simbolice, ca să aibă un picior pe undeva, e asta la Marea Neagră și la Marea la Marea Baltică, dar ze bazele lor e Murmansk și în vest la Vladivostok, dacă nu greșesc, Acolo sunt bazele adevărate. Un motiv pentru care Bucureștiul a început să să, ar, să fie cum este acum și să ne placă tuturor din ce în ce mai mult este și pentru că există foarte multe corporații aici care băi, asigură niște salarii serioase unor oameni care pot să-și ducă un trai decent. Cum stau lucrurile la Chișinău? din punctul ăsta de vedere. Au început să vină corporațiile acolo? Au beneficii din partea statului? Da. No. Uh, uh, Există uh, interes al corporațiilor să, să vină la Chișinău? Un mini-interes uh, care uh, se transferă uh, în raport la populația mult mai mică și la un Chișinău uh, mult da. mai schematizat. Uh, fratele meu cu soția lui au revenit în Chișinău după ce uh, le-a apărut copilul Uh, și soția lui a făcut liceu, facultate, master în București. Uh, deja lucra de câțiva ani când s-a mutat uh, și a descoperit un Chișinău care era uh, părăsit uh, așa un galopant uh, și lucrează pentru, pentru o companie occidentală care face o treabă foarte bună și care s-a dezvoltat foarte bine pentru că iată, a descoperit niște resurse umane de o foarte bună calitate. Dar toate astea sunt excepții, din câte înțeleg eu, din cât discut cu ea, din câte mi-am făcut eu o imagine, sunt excepții. Deci există aceste insulițe. Nu poți compara cu București. Nu, e... Sunt nu, nu... efectiv niște insulițe. În București e un fenomen. Nici Acolo cu nu Iași e un fenomen nu poate fi nici, Da, nici care Iași. da, 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 Să zicem uh, cine e mai mare ca Iași. Ca număr de populație Da. da ca populație și ca, ca tot Dar nu Iașu ca număr este, de, și uh, nu uh, ca număr da, de Iașu este pe locul 2 în București Pe, pe uh, locul uh, 2 în România, știu. după București Dar are o populație mai mică decât sectorul 3 Am aflat asta Da, Bine, Bucureștiul mm. e tot întotdeauna asta, Dar totuși e pe locul 2 iașul Ca populație uh, În trendul de dezvoltare, acum a trecut pe locul 1 Nu în sensul că e cel mai dezvoltat Ci are cel mai mare viteză de dezvoltare Pentru că are de recuperat mult față de Timișoara, Cluj la IT stă pe locul 3 sau 4, adică ca trend de dezvoltare. Uh -huh. Deci, practic, acum el este orașul care or ce... În câțiva ele. ani o să ajungă, pentru că ea stă foarte bine la resurse umane. are o universități foarte mare, are populație mare, licee foarte bune. Iaș și în un număr foarte de mare de studenți care vin de la Chișinău. și în următoarea... Iași atrage foarte mult din Moldova. Și din Moldova. Dacă mergem în weekend în Iași pe uh, pietonală, auzi Și Moldova în acest, în, în, în acest context Iași cumva este aria asta, Capitola... polul care atrage din toată zona, despre de la Cernăuți până la Galați și de la Chișinău până la Munți, unde se duc deja spre. Nu în zadar Iași e capitala. Uh, și poate e bine așa. În același timp Chișinău are pro... această problemă cu, să zicem, un număr limitat de resurse umane pentru că corporații vor resurse umane pregătite, pentru că adică corporația, mai ales zona corporațiilor în viteză care se dezvoltă sunt IT, zona asta de unde presupune anumit unde presupune o populație cu anumit nivel de pregătire mm -hmm. uh, cu anumită școală, da și aici cumva e dar sunt în acest domeniu, în acest moment mi se pare mult prea puțin dezvoltat din păcate nu știu ce o să se întâmple mai departe, depinde de mult de niveluri de salarizare. Pentru că ea așa acum e foarte atractiv pentru că pe de-o parte ai resurse umane de foarte bună calitate și prețurile mai mici decât în Cluj și în Timișoara, ceea ce e și bucurești. Ceea ce e foarte atractiv pentru corporațiile mari care lucrează cu cantități mari, cu ei îți fac un bloc și și-au trănit birourile și merge mai departe. Și uh, în, acest, uh, în această situație Iașu, uh, Chișinou, uh, puțin suferă din punctul meu, din câte îmi da să am dat seama. Iarăși nu e un domeniu pe care să-l cunosc atât da, de Dar trebuie să vedem cifre. Cifre uh -huh. și așa mai departe ca să putem face o analiză mai bine. Știu pe România mai bine pentru că chiar urmăresc. Mă interesează dinamica orașelor și uh, ce se întâmplă cu ele și mai ales anumite sectoare chiar îl urmăresc atent. Chișinău din păcate nu îl urmăresc atât de atent. <laughs> Cum, cât faci uh, din București până la Iași cu mașina? Până la Iași? Uh, până, nu până la Iași, scuze, până la, la Chișinău. Chișină. Chișină. Șapte ore cu tot cu vama, cu cu dacă conduci de croazieră, uh, ca până la Cluj. Uh -huh. Chișinău e cu 10 km mai aproape decât Cluj. Mm. 10, dacă 15. vreau să mă duc... N-am fost în viața mea la Chișinău. Mi-ar plăcea să ajung. Adică am în cap de câțiva ani, pur și simplu, nu s-a întâmplat. Vreau să ajung acolo pentru vinuri. Vreau să ajung și la Cricova, bineînțeles. Să văd spectacolul la subteran de acolo. Vreau să beau vinurile bune, vreau să mănânc, să mă îndop de bomboane bucurie. Ce Dumnezeu pot să fac? la Chișinău no, și nu neapărat să am calitatea de turist, adică nu te duce în locurile alea și alea și alea pentru că alea sunt pentru turiști trebuie să le vadă toată nu, Întreabă-ne pe, okay, noi când, când te duci. Și pe întreabă-ne pe noi când te duci, ce ce o să facem noi, da, astea sunt chestiile turistice pe care le-ai zis, dar când o să ne întreb pe noi ce să faci acolo, noi o să-ți dăm următorul lucru, fără să ne vorbim. O să-ți dăm oameni. Ok. Vezi-te cu cei oameni la beri. Și cadrele asta, le rezolvă tot. Cadrele rezolvă totul. <laughs> și după asta o să revii din Chișinău și o să zici, băi, că arhitectură parcă nu -i. Ca asta, da, am bifat asta, că trebuie să amă, da, S-a întâmplat ceva care m-a schimbat și nu-mi dau seama ce e. Pe care nici noi n-am putea să-l definim. Dacă, dacă există un magnet care ne atrage acolo da. și pentru care mai mergem, ia acel ceva pe care nu-l definim. Și putem nu te duci cu avionul că o să-l pierzi. Ia mașina, <laughs> mai pot sta o zi, da, el da, mai da, întâi. Da, da, da. Dacă te cu avionul, sigur îl pierzi. E o dată. chestie de compensare, cumva, nu avem arhitectură in, 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 antebelică, nu avem foarte multe lucruri, dar e ceva. Nici balta albă nu are Stai nici, e, uh, Exact, dacă e o comparație, da. Da, da, nu, da, dar da, sunt da. în același timp E un oraș care uh, nu are asta, dar are o mulțime de alte. Da, inversăm întrebarea și te întrebăm de pe exemplu, tine ce aș putea face în balta albă. De și, că și o să-mi dai și oameni, De da. exemplu, da. să, să Și, și că noi da. recomandăm să fie primăvara sau toamna. Pentru uh, <laughs> că toată început. lumea din Chișinău o să zică că trebuie să fie vara. Da, dar vara, nu vara, hai să zicem începutul verii. Zic. Uh, luna mai. Când, când înfloresc castanii. Că... Sunt 3-4 zile tu de grație da, da. castanii. Da. Mm. Și asta o să te șocheze? Atâta verdeață e... și, da, da. Atâta adică și atâta parcuri. E ca o pădure din care mai răsară 2-3 blocuri. Vara. Da. Adică tu o să mergi printr-o pădure cu terase și cu oameni care o să te cheme la relax. Dar ai o boemă acolo, activă. Fă... Spune-ne când te duci la chișină. Păi da. <laughs> te organizăm. Merg cu ne voi. Da, oh. Ok, stabilim o dată. <laughs> nu e din E ceva ce ați vrut să spuneți și n-am apucat să vorbim? Păi, oh, oh. <laughs> nu. A fost perfect. A fost foarte bine. Lasă că mai venim odată, mai povestim. O să trebuie și mă, pentru o povești ca să ți le povestim cu setup-ul în jurul nostru. Bucureștiul ăsta, așa cum arată el acum, constat, mai ales spre periferie, are niște cărciuni fascinante și mm -hmm. niște personaje absolut da. uluitoare, cum nu-ți vine să crezi. Există mm, o cărciumă Sălăjan se numește, care este... Culmea lângă cimitir, dacă îți poți imagina, se numește Vraja Nopții. Da, da, da. Am băut acolo un vin și o apă la Oblei. Și cu oamenii aia de acolo, se făceau și niște mici, nu vorbim despre calitatea lor, dar... Uh, am trecut pe, pe într-o zi pe lângă și se certau pe plecarea lui de la Iris, bețivii locului de, de 60-70 de ani. Uh, Oigan îmi povestea de un... Uh, de o cârciumă de tablă undeva în militari, unde un pețivul locului undeva la 60 și ceva de ani ține un discurs impecabil despre Odiseea Spațială 2001. Înțelegi? Găsești locuri de-astea. Culmea, ai un bar, da? Ai două baruri. Ar da, trebui împreună. Să, împreună, ok. Ar trebui să știți mai bine decât mine. Sau, cel puțin asta este o concluzie pe care am tras-o eu. Încerc cu 1 și 2 se discută anumite lucruri la masă, când te ah, duci spre aha. periferie se schimbă tipul da, de discurs. Schimbă tipul de oameni, tipul de... E o diversitate, Bucureștiul îți oferă o diversitate incredibilă. Foarte de uneori... România aici, da. Da, e mai special pentru că e mult mai complex și mult mai mare. Și aici uneori te surprinde că de la o stradă la alta e brusc alt București. Așa este. Și asta, asta pe mine mă fascinează întotdeauna. Adică merg eu de multe ori merg noaptea pe jos. Într-un bulevard occidental faci dreapta și ai intrat în Mahala brusc. Da, și nu nici... cred că e mic cu Paris, e mic cu Istanbul. Da, și mai e degrabă. Zero, e zero pe știu ce, știi ce spui, dar e... să știi că există niște... Uite, îți dau exemplu strada Plantelor. Strada da. Plantelor mm -hmm. este pariziană prin excelență. Are casele alea da, extraordinare. Dar tu ce crezi că la Istanbul nu sunt? Acolo ai și Petersburg, ai, ai și Paris, acolo, ai, ai și Berlin, ai și tot. Adică și aici da. avem uh, multe... Melanjul pe care îl ai în București, îl vezi în Istanbul. Nu în Paris, uh, nu în Chisinau, nu la Berlin, Aici avem nu multe melanjuri foarte... Plus că, de exemplu, vezi, dacă te uiți atent la clădiri, vezi, s-a construit și plus raz deodată și începe alt... Că ușă-în ușă începe alt București. Și după două străzi, rasă încă o dată și începe alt București. Și uh, chestia asta de, ca și când faci arheologie când sac, mm -hmm. și dai mm -hmm. la fiecare straturi, straturi, bradar, straturi, straturi care au stat diversi. Și asta mi se pare uh, incredibil de fascinant. Și plus că este o cumulare culturală foarte diversă, care noi nu ne prindem, dar uh, ele se adună. De exemplu, dacă mergi vara prin parcuri și vezi bătrânii. Și vezi foarte diversi, foarte bătrânește de București, care sunt incredibile, aproape mai păstrează elementul ăsta interbelic, până mai pe aia de 50, până aia de 60, cu muncitori și mai departe. mi mi, -mi se pare incredibil de... nu e mai omogen un pic. Da, în sensul ăsta, da e mai omogen, în același timp oferă o diversitate pentru că ai avut și acolo o chestie culturală destul de ai avut moldoveni, români. Mult mai omogen, da, tuloși. diversitatea e dată acolo cred că da, de diferitele etnii, etnic, care etnic, care înseamnă etnic, și diferite culturi, diferite mentalități. Și uh, asta le simți, de exemplu o să țară, în, o să te la ureche rusa care o să auzi peste tot. Ales... Mi-mi place rusa. Bă, nu, da, 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 dar înțelegi da, în da, da, ureche. Da. Nu, Sună altfel, nu de Se o să observ, ok, da, ne fi cu ea, o să observ mai. Există așa cum există oamenii. Există o, o glumă răutăcioasă care se mai face la bere despre etimologia cuvântului Chișinău, de unde vine el de fapt, <laughs> pentru că când te duci la toaletă în moldoveniște da, se eu spune. E o da, coincidență, se pare că etimologia e germană sau maghiară cei care au înființat da. orașul. Mitul ăsta cu Ștefan cel Mare nu ține cu Chișinău la nouă. E, <laughs> e doar un mit, un produs semi-sovietic moldovenesc. Da, e... E, se pare uh, că niște militari... Îmi place să cred că în viitorul apropiat o să mai facem o emisiune împreună și atunci mi-ar plăcea, uite că acum mi-a venit ideea, să vorbim mai pe larg despre Ștefan cel Mare și despre cum ar fi acest personaj priceput în zilele noastre. Că ar fi un spectacol cu totul. Dacă reușim să ne organizăm, încerc să trag sfori să fie cineva care chiar știe tema, un prieten foarte, foarte, foarte drag din Chișinău, coleg de liceu, coleg de facultate, care vorbește despre asta în temă. E foarte puternic pe temele astea, dacă l aducem pe el, avem o, o discuție mega interesantă. Mulțumesc mult că ați venit! Mersi și pentru Mulțumim invitați. enorm! Și eu! Vă iubesc să ne refacem necesarul de nicotină. Asta spun la fiecare emisiune. Pa, pa. pa. pa.